la conferința colocviu despre jocurile noroc, jocurile de noroc între reglementare, suprareglementare și interdicție. Reglementare, suprareglementare. Este un domeniu, este un subiect întotdeauna de actualitate, un subiect întotdeauna interesant. Atât din prisma generală, deoarece generează foarte multe taxe și impozite la bugetul de stat, cât și prin faptul că trezește foarte multe, haideți să spunem, păreri opuse. Toată lumea are o părere despre chestia asta. Toată lumea are părere despre jocurile de noroc. Pornind de la jucători, familii ale jucătorilor, oameni pur și simplu și până la politicieni, toată lumea are o părere și toată lumea încearcă să reglementeze acest domeniu. Și am constatat cu surprindere că există numai puțin de 16 proiecte de modificare a legii, fiecare cu proiectul lui, fiecare cu susținerile lui. Pot să spun din propria experiență că o suprareglementare nu este cea mai bună situație în care putem să abordăm un anumit domeniu. Oricâte, hai să spunem, vicii ar genera acest domeniu. Este un domeniu care, într-adevăr, poate de provoca dependență. Și am considerat că este necesară această conferință pentru a pune împreună toate părțile implicate în piața jocurilor de noroc, atât reglementatori, atât industria jocurilor, cât și oameni cu experiență juridică, care să ne spună părerea lor despre reglementarea, suprareglementarea sau interdicția jocurilor de noroc, astfel că la final să putem trage o concluzie care să ajungă și pe masa celor decidenților, astfel încât să reușim să, dacă tot suntem în această fervoare a reglementării, măcar să avem o reglementare coerentă și care să folosească și care să dureze. Și să nu venim iarăși peste jumătate de an, peste un an, stai că de fapt nu-i bine, stai că facem altă reglementare. După cum știți, jocurile de noroc sunt monopolul statului român care le poate concesiona această activitate prin licențiere și mai departe cei licențiați prin autorizare. Sunt foarte multe taxe puse pe această reglementare pentru fiecare, nu intrăm în detalii. Vom vorbi despre toate lucrurile acestea și despre multe altele și aș vrea să vă propun ca modalitate de dialogare ca fiecare speaker să aibă aproximativ 5 minute și la finalul panelului să dăm drumul la întrebări din partea celor prezenți, din partea oricui. Dar vom vrea să facem o dezbatere generală cu privire la fiecare temă abordată de participanții aici prezenți. Și aș vrea să încep dezbaterea prin a-i da cuvântul domnului senator Niculescu Țăglaș pe subiectul reformarea legislației jocurilor de noroc prin prisma paralelismului legislativ, adică acestor 16 proiecte de care vă vorbeam. Domnule senator. Vă mulțumesc frumos, domnule moderator, pentru introducere și da, în primul rând încep prin a vă saluta, străduna doamnelor, bună ziua domnilor. Suntem în fața unui fenomen de-a dreptul legislativ, eu așa l-am numit în cadrul Comisiei Juridice și îl salut pe domnul secretar general care a fost alături de mine în multe discuții pe această temă. Suntem în fața unui fenomen în care politicienii au început să tindă către un fel de exuberanță al inițiativelor legislative doar pentru a câștiga capital politic. Fiecare parlamentar din multe grupuri parlamentare au început să aibă inițiative proprii și așa am ajuns la un număr record de 16 în același timp, în care încercau să capitalizeze problema victimelor dependențe de jocuri de noroc într-un segment politic și a voturilor. Lucru care a determinat o situație sincopatică din punctul meu de vedere, care a fost rezolvată într-o variantă inițială în cadrul Senatului, conform regulamentului de organizare și funcționare a Senatului, în condițiile în care sunt mai multe inițiative pe același domeniu, Comisia Raportor are obligația de a le concentra în acea zonă, de a le reuni și să aprobe una dintre ele, să le respingă pe restul. Asta am și făcut, am amendat propunerea inițială, am amendat-o într-o dezbatere care a durat pe mai multe parcurs, în care am luat pulsul din partea ONG-urilor, din partea inițiatorilor. De asemenea, a fost ascultată și industria, pentru că
Din punctul meu de vedere, trebuie să ai o atitudine echilibrată. Nu poți să decizi doar din punctul de vedere a unora care ziceau că trebuie interzise total jocul de noroc, fiind multe victime ale dependenței de acest fenomen, fără să asculți poziția operatorilor și a industriei care aduc foarte multe resurse statului român. Interzicerea era doar o variantă de a apăsa accelerația și de a încerca să obțină efectul maxim. Nu s-a reușit acest lucru și toate acele inițiative care erau dezbătute de diferitele grupuri parlamentare au ajuns, după ce au trecut de Senat, într-o variantă, eu zic, ok, credibilă și angajantă pentru România, în Camera Deputaților au fost blocate și s-au revenit cu alte variante inițiate și de către guvern și inițiate și de către alți parlamentari. Opinia mea sinceră în momentul de față este că nu se va putea reglementa nimic în această sesiune, fiind în febra alegerilor, toți parlamentarii sunt ocupați mai mult cu partea de alegeri și de campanie, nu se vor preocupa de a finaliza procedura legislativă în ceea ce privește acest fenomen extrem de important și, așa cum a spus și domnul moderator, extrem de interesant. Dar sperăm că în mandatul viitor, în prima sesiune, acest paralelism legislativ să fie rezolvat în Camera Deputaților sau, de ce nu, ar putea să fie un demers care să plece de la un parlamentar sau de la industrie sau de la guvern, prin care să reluăm de la zero toată această dezbatere, pentru că în momentul de față acest OUG 77 pe 2009 e fracționat, nu mai există nicio viziune, unii vor publicitate, alții nu mai vor publicitate, alții o vor online. Există o luptă și asta eu pot să-mi permit acest lucru, este o luptă și între industrie și în cadrul industriei e o luptă foarte subtilă, între online și susținerea online-ului și partea de păcănele, cazinouri, care, zicem, e zona de fizic. Deci lupta este pe mai multe dimensiuni și chiar dacă am fost acuzat și eu și alți colegi de-ai mei la un moment dat că am avut și, cum să spun așa, beneficii financiare pentru că am formulat anumite amendamente și am încercat să țin o poziție de echilibru, mi-asum această poziție de echilibru și o să mă mențin în continuare pentru că, pentru statutul meu, în primul rând, de avocat, de profesionist al legii, mi se pare foarte important să nu intru nici în demagogia politică, dar nici într-un dezechilibru de a susține chiar tot industria într-un mod sălbatic. Încercăm să păstrăm un echilibru între cele două tendințe și da, dacă vreau să vă spun că în ultimul timp am remarcat, mi se par reclamele cele mai periculoase cu mașini, îți dau mașini, îți dau casă, îți dau nu știu mai ce dacă joci, mie mi se par deja exagerate, periculoase și va trebui să luăm atitudine cât mai repede pe acest domeniu, pentru că orice fel de extremă a publicității va afecta întreaga industrie. Și ar fi bine ca industria să-și regleze propriile lucruri în interior, ca să nu dea posibilitatea unor politicieni de extremă să intervină ei abrupt și să afecteze și interesele care sunt legale și corecte. Cam acesta era punctul meu de vedere, că am încercat să mă încadrez în 5 minute, pentru mine este mai complicat odată ce încep ca barister continuu, dar voi aștepta întrebările punctuale și voi răspunde la ele cu cea mai mare plăcere, pentru că chiar sunt într-o conjunctură și mă simt onorat de asemenea conjunctură onorabilă de persoane care pot să spună foarte multe lucruri bune despre acest fenomen. Vă mulțumesc! Da, mulțumim și noi. Ca o completare, da, și eu cred că nu poți să interziști ceva care, chiar dacă generează vicii, dar până la urmă și zahărul generează vicii și n-am interzis zahărul. Da, și alcoolul, uitați, alcoolul generează mai multe victime în societatea românească decât orice altceva. Și totuși da, face reclamă. Eu personal m-am vorbit de chestia de suprareglementare în perioada de la ANAF, care la fel, domnule, hai să punem taxe, domnule, mulți în piața neagră. Mă rog, haide, o să vorbim despre asta. Corect. Haideți să dăm cuvântul domnului Gabriel Gheorghe, președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, care ne va vorbi despre asigurarea echilibrului între reglementare, suprareglementare, control și dezvoltarea sustenabilă a pieței jocurilor de noroc, provocări și perspective. Vă mulțumesc, bună ziua tuturor. Este un moment în care oficiul este între reglementare și suprareglementare. Nu e un moment foarte favorabil, mai ales anul acesta în care s-au derulat o grămadă de modificări legislative. Bune sau mai puțin bune, n-aș putea să constat eu acest lucru. Cert este că am fost puși într-o situație destul de delicată la unele modificări în care poate era mult mai bine dacă eram
ca și instituție consultați, să ne fi dat un pic cu părerea legat cu specialiștii din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, să ne fi consultat în vederea aplicării în mod corect și echitabil acestor prevederi. Într-adevăr, cum spunea și domnul senator, trebuie să existe un echilibru între Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc și operatorii din piață. Acest echilibru fiind sau constând în faptul că oficiul își desfășoară activitatea, monitorizează, autorizează tot ce înseamnă piața reglementată în România. Totodată operatorii își doresc să aibă o piață cât se poate de echitabilă și corectă, în așa fel încât să-și plătească taxele, care nu sunt foarte, foarte mici, dar totodată este și creează un viciu destul de important. Asta vă pot spune din propria experiență, având și eu doi copii și știu fenomenul că l-am întâlnit nu la copiii mei, la colegi ai copiilor mei care se confruntă cu astfel de probleme. Legat de aspectul Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc și partea de operatori, totdeauna de la înființarea oficiului am încercat să avem un echilibru și aici sunt mai mulți reprezentanți la momentul respectiv când ne-am întâlnit. Nu reușeam la înființarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc în a pune la punct toate aspectele legate de piață, necunoscându-le. O mare parte care s-a rupt din Ministerul de Finanțe și a venit și am preluat-o noi ca oficiu. La momentul respectiv, aici doamna Teodora poate să vă confirme și este și domnul Pantea, care la momentul respectiv făcea parte din echipă. A fost o perioadă destul de grea în a echilibra, a face în așa fel încât să echilibrăm, să fim și un partener onest, dar totodată și operatorii să funcționeze într-o piață reglementată și corectă. Am reușit, pe parcursul anilor, mai spuneam la o altă conferință, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a rămas într-un moment al anului 2013 din mai multe puncte de vedere, din păcate, neavând în momentul de față un sistem de monitorizare performant, să vedem în fiecare moment, fiecare slot sau fiecare operator în parte, ce modificări face în sălile respective. Dar reușim și cred că o să reușim în perioada următoare să depășim și acest moment. Totodată este legat și de numărul de angajați care la nivelul anului 2013, noi am rămas în 2024 cu aceiași angajați, cu aceiași funcționari, ținând cont de faptul că piața s-a dezvoltat și s-a multiplicat de enori, reglementându-se și partea de online în anul 2015. Pe parcurs o să mai, când o să fie o dezbatere, o liberă, mai răspunde la întrebări. Deocamdată este un punct care l-am exprimat. Vă mulțumesc mult de tot. O mică subliniere, dacă am înțeles bine, n-ați fost consultați în procedura legislativă de modificare? Am înțeles bine? Nu am fost consultați, am fost puși în fața faptului împlinit, în sensul că modificarea apăruse și oficiul trebuia să o pună în practică. Deci autoritatea de supraveghere a jocurilor nu este consultată. Da. La momentul respectiv, nu știu, s-a întâmplat efectiv după venirea mea la o lună, două luni de zile, această modificare care a, într-adevăr, a influențat un pic tot ce înseamnă piața de land base cu scoaterea lor din localiță sub 15.000 de locuitori. Da, și am văzut ce a fost un efect destul de dur în piață. Adică o duci dintr-o zonă
Am considerat la momentul respectiv, dintr-o zonă reglementată și controlată, o duce într-o zonă necontrolată și nereglementată, pentru că fiecare operator în parte era destul de anevoios și de greu mutarea de îndată a acestor sloturi din localitățile sub 15.000 de locuitori. Este o procedură destul de îndelungată, de găsirea unui spațiu, de transfer de sloturi, de care implică o grămadă de aspecte. Da, plus aspectele juridice cu privire la aplicarea retroactivă a legii. Care se și dovedesc în momentul de față că unii dintre operatori au contestat decizia comitetului care a fost suspendată și își desfășoară încă activitate. Da. Nu, am vrut să înțelegem bine pentru că chiar mi se pare de noaptea minții. Trecem la următorul speaker, și anume domnul lector universitar dr. Vlad Soare, avocat, președintele Federației Organizatorilor Jocurilor de Noroc în România. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și suntem onorați să participăm la un astfel de eveniment. Eu aș vrea astăzi să vă vorbesc un pic, pentru că asta este și tema pe care trebuie să o abordez, restricțiile în industria jocurilor de noroc. Aș vrea să vă vorbesc despre efectele pe care le generează astfel de restricții. Nu aș vrea să fiu atât de fatalist și să mă plâng de situația prin care am trecut noi, deși am participat la toate comisiile parlamentare. Au fost peste 100 de comisii parlamentare, pentru că fiecare proiect din cele 16 a fost dat la minim 5, la minim 4 comisii, în general 5 comisii, și în două camere, faceți un calcul și o să vedeți, aveam la un moment dat 3 comisii pe zi. Am apreciat de fiecare dată că am avut comisii extrem de echilibrate, cum a fost cea juridică, în care domnul președinte Țigărlaș a asigurat un echilibru, chiar dacă am avut poziții diferite, de fiecare dată am avut posibilitatea să luăm cuvântul, am avut și comisii unde lucrurile au fost într-un dezechilibru total. Și nu aș vrea să spun că cineva a fost rău intenționat, din contră, pun pe seama bunelor intenții această reacție. Toată lumea își dorește să reglementeze mai bine industria de jocuri de noroc. Situația este că, problema este că atunci când încerci să vii cu interdicții în industria jocurilor de noroc, mânat de bune intenții, plecăm de la această premisă, se generează o spirală extrem de periculoasă pentru stat și pentru jucător și apoi, evident, și pentru industrie, dar n-ar trebui să începem să spunem industria este cea care este afectată. Evident, în momentul în care vrei să reglementezi, industria trebuie să se supună acelei reglementări. Efectul ăsta care este generat de această spirală începe printr-o reglementare sau măcar printr-o interdicție mai dură. Iar o interdicție mai dură, în specificul industriei noastre, avantajează piața de black market, care este foarte mare și este în creștere. De ce? Pentru că jucătorii migrează. Jucătorii migrează de la piața reglementată spre piața nereglementată, pentru că piața nereglementată, nerespectând regulile respective, vine cu oferte mai bune. În momentul în care piața nereglementată nu trebuie să plătească nicio taxă, oferta de pariuri, oferta pentru jucător, reclama care îi se face, targetarea care se face pentru jucător, este mult mai bună din perspectiva jocului decât cea pe care o poate face industria reglementată. Iar asta generează un dublu efect. Pe de o parte generează un efect evident în veniturile statului, dar cel mai păcătos în opinia mea este efectul pe care îl generează față de jucător. Pentru că jucătorul pe piața nereglementată chiar nu are nicio protecție. Pe piața reglementată, jucătorul se poate bucura de o protecție în măsura în care autoritățile de control își fac treaba și noi ar trebui să ajutăm în direcția asta, astfel încât jucătorii să se bucure de protecție. Problema este că, exact cum vă spuneam, spirala continuă. Odată ce veniturile au scăzut, statul va încerca să recupereze ceea ce a pierdut și atunci vine cu creștere de taxe. Creșterea de taxe vine tot pe seama celor care sunt reglementați, care oricum deja avea o ofertă mai proastă decât cei de pe black market și se creează un decalaj și mai mare.
În momentul în care ai creat decalajul ăsta și mai mare și black market-ul devine și mai interesant, primii care încep să fie interesați de piața de black market ajung să fie chiar operatorii licențiați. Și atunci nu facem altceva decât să mărim piața de black market și și pe ăla serios să-l ducem tot în piața nereglementată și apare acest fenomen de corupție. Când statul constată că nu mai poate să mai controleze bine lucrurile și atunci vine cu ultimul efect, din nou o reglementare care automat de cele mai multe ori vine printr-o interdicție. Iar chestiunea asta închide cercul ăsta, spirala asta și nu face altceva decât să fim într-o zonă de ciclicitate care ne duce într-o zonă de haos din perspectiva existenței noastre. Și atunci, ce aș vrea eu și apoi aștept întrebările dumneavoastră, aș mai vrea să punctez faptul că, în opinia mea, ar trebui, și mă bucur foarte mult că domnul senator a ridicat această problemă, ar trebui, probabil după perioada electorală, să ne gândim împreună ce avem de făcut fiecare. E clar că și noi am făcut multe lucruri care nu sunt în regulă, pentru că am ajuns să devenim subiectul numărul unu al acestei campanii electorale. N-am ajuns întâmplător. Dar este clar că poate discuțiile au fost mult prea subiective. Și cred că după perioada asta electorală vom avea șansa să stăm la masă împreună și să gândim ce este mai bine pentru, nu pentru piață, ci pentru stat, jucător și piață. Iar asta nu o putem face din propriul simț, ci ar trebui să o facem în baza unor studii, în baza unor analize obiective. Nu trebuie să inventăm noi roata, ne uităm cum funcționează lucrurile pe alte piețe și încercăm să le implementăm. Vă aduc aminte, România nu are niciun studiu privind impactul acestei industrii, dependență, iar sume sunt pe care noi le plătim pentru acest lucru, dar poate o să discutăm despre asta un pic mai încolo. N-aș vrea să monopolizez, am zis că ne rezumăm la 5 minute la început și aștept întrebările dumneavoastră. Da, mulțumesc. Repet că mi se pare frapant să nu învățăm din greșelile trecutului. Exact, situația asta s-a petrecut în 2006, parcă, când s-a introdus taxa pe viciu și vreo câteva sute de mii s-au dus mai niște panouri podivă la șcivă semidezbrăcată, când a crescut foarte mult piața neagră. Deci, pur și simplu a explodat piața neagră de țigări, se aduceau țigări foarte multe din Ucraina și din Republica Moldova. Deci, repet, nu învățăm niciodată din greșelile trecute. Haideți să trecem la următorul speaker, respectiv domnul avocat Alexandru Domșea, care colaborează și cu Catedra de Drept Constituțional la Facultatea de Drept din Universitatea București. Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Eu voi aborda tema normelor de tehnică legislativă și al rolului acestora pentru buna reglementare în orice domeniu până la urmă. Rolul normelor de tehnică legislativă este acela de a asigura cumva calitatea întregului sistem normativ. Din păcate, acestea sunt deseori nesocotite și cred că cel mai sugestiv exemplul putem identifica în jurisprudența Curții Constituționale, în decizia numărul 78 din 2021, în care Curtea a constatat că anumite norme juridice care aveau ca obiect tocmai modificarea legii numărul 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, nu respectau normele de tehnică legislativă, încălcând astfel articolul 1, alineatul 5 și alineatul 3 din Constituție, adică principiul legalității și statul de drept. Bun, acum când vorbim despre normele de tehnică legislativă, trebuie să avem în vedere trei mari etape ale procedurii legislative. Prima etapă a procedurii legislative este fundamentarea actului normativ. A doua etapă este redactarea propriu-zisă a actelor normative. Iar a treia etapă este asigurarea publicității actelor normative. În prima etapă, principala deficiență în materia normelor de tehnică legislativă este lipsa fundamentării temeinice a actelor normative. Legea numărul 24/2000 impune obligația fundamentării temeinice riguroase a normelor de tehnică legislativă. Pentru a face acest lucru trebuie să ținem cont
de contextul social, de contextul economic, de politica legislativă a statului și nu în ultimul rând de tratatele pe care ne-am obligat să le respectăm și, bineînțeles, și a jurisprudenței CEDO. Acum, după cum vă spuneam, lucrul acesta este deseori nesocotit. De ce este el important însă? Este important pentru că dreptul este o știință socială. El este creat de către societate, pentru societate. Normele juridice sunt respectate de cele mai multe ori de bunăvoie de către destinatarii lor. De ce fac acest lucru destinatarii normelor juridice? De ce aleg să se respecte conduita prescrisă de norma juridică? Simplu, pentru că o înțeleg. Iar pentru a o înțelege, este necesară fundamentarea normelor juridice. Altfel, se vor crea frustrări și putem ajunge și în situația în care să se răzvrătească destinatarii normelor juridice dacă nu înțeleg sensul normei respective, nu înțeleg ce nevoie socială soluționează, satisface norma juridică. Bun. Acum, lucrul acesta, bineînțeles, se poate realiza printr-o mai bună cunoaștere a normelor de tehnică legislativă, dar se mai poate realiza și într-un alt mod, prin consultarea specialiștilor din anumite domenii complexe, cum ar fi și domeniul jocurilor de noroc. Pe de-o parte, acest lucru este necesar pentru că aceștia, activând zi de zi în acest domeniu, cunosc cel mai bine care ar putea să fie implicațiile normelor juridice asupra propriului business. Iar pe de altă parte, este necesară această consultare pentru că aceștia sunt tocmai destinatarii normelor juridice. Ei sunt cei care trebuie să înțeleagă sensul normelor juridice și să accepte aplicarea acesteia. Dacă mergem mai departe în cea de-a doua etapă, și anume aceea redactării propriu-zise a normelor juridice, sunt diverse deficiențe care apar. De la o formulare care nu este neapărat riguroasă, este ambiguă și până la niște trimiteri eronate la alte articole din acte normative. Însă o problemă foarte frecventă care este prezentă și în această industrie a jocului de noroc este cea a lipsei normelor tranzitorii. Legea numărul 24/2000 impune obligația ca în cazul în care un raport juridic născut sau mai multe raporturi juridice născute sub imperiul legii vechi nu își produc toate efectele până la adoptarea unei noi reglementări, să fie reglementată această situație prin anumite norme de tehnică legislativă. Acestea au rolul de a asigura stabilitatea întregului sistem normativ și protejează principiul securității juridice. Curtea Constituțională ne spune tocmai în jurisprudența sa lucrul acesta că o modificare a legislației nu trebuie să fie una bruscă, abruptă, ea trebuie să fie una lină. Trebuie să dea posibilitatea destinatarilor normei juridice să-și conformeze conduita celei prescrise de norma juridică nouă. Iar acest lucru lipsește cu desăvârșire, lipsește și pentru că în procedura parlamentară consultarea publică a specialiștilor se realizează de cele mai multe ori ca urmare a unei cutume parlamentare și cred că ar fi foarte benefică din acest punct de vedere o procedură care se aplice unitar la nivelul comisiilor parlamentare pentru consultarea specialiștilor din domeniu. Acum o să închei vorbind despre cea de-a treia etapă și anume asigurarea publicității actelor normative. Aici nu este nimic savuros, de cele mai multe ori erorile privind respectarea normelor de tehnică legislativă sunt erori materiale, adică din neatenție, de exemplu, legiuitorul reglementează anumite norme metodologice care ar trebui să intre în vigoare înainte de norma pe care o pun în aplicare. Nu sunt foarte frecvente aceste erori, dar se întâmplă și acestea. Mă opresc aici și o să vă răspund întrebărilor dumneavoastră dacă aveți alte curiozități pe acest domeniu. Mulțumim, domnule avocat, și rămânem tot în sfera practicienilor științelor juridice. Dăm cuvântul doamnei avocat Teodora Luca.
Trebuie să... O să vă vorbesc astăzi despre provocările pe care legea 107 pe 2024 le-a produs în domeniul jocurilor de noroc, însă pentru a stabili care a fost impactul acestei legi asupra organizatorilor de jocuri de noroc, ar trebui să încep prin a vă spune că acesta este doar punctul culminant al unor modificări care au fost adoptate în acest domeniu, începând cu anul 2022. După reforma despre care a pomenit domnul președinte mai devreme, reforma legislației în domeniul jocurilor de noroc, începută în 2014 și finalizată la începutul anului 2016, piața jocurilor de noroc a devenit o piață stabilă, tentantă din punctul de vedere al investițiilor, care, așa cum s-a subliniat în repetate rânduri, s-a extins, a devenit din ce în ce mai vizibilă, aspecte care au condus, desigur, la evidențierea unor probleme asociate acestui domeniu. Această împrejurare, împreună cu nevoia crescândă de creștere a resurselor bugetare și poate și cu interesele electorale care pot fi asociate acestei perioade mai lungi, au condus la prima modificare din 2022 prin Ordonanța 15, după care adoptarea Ordonanței 82 pe 2023, actul normativ care, aș putea să spun, că modifică substanțial realitatea juridică din domeniul jocurilor de noroc. De ce? Pentru că aceste modificări, aprobate cu modificări și completări și prin legea 107, au impactat deopotrivă domeniul jocurilor de noroc online, domeniul jocurilor de noroc land-based, tradiționale, au extins o parte dintre atribuțiile oficiului sau a intenționat extinderea atribuțiilor Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, încercând să creeze practic o nouă reglementare pe fundamentele unei reglementări care funcționa. În măsura în care a reușit, aș spune că până în acest moment deocamdată se dovedește a fi foarte mică. De ce? Pentru că, așa cum s-a subliniat și anterior, sunt dispoziții care se contrazic unele cu celelalte, care nu sunt coroborate cu actul normativ aflat în vigoare, sunt dispoziții care au fost adoptate fără consultarea mediului privat, fără consultarea specialiștilor din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, pe foarte repede înainte, motiv pentru care suntem astăzi în postura de a avea dificultăți majore de aplicare și de conformare, de conformare la actul normativ. Principala sau de cel mai mare interes public s-a manifestat cu privire la interdicția inserată conform dispozițiilor legii 107 pe 2024 de a desfășura activități de tip jocuri de noroc, de tip slot machines, în localitățile în care există populație mai mică de 15.000 de locuitori. Acesta este doar vârful icebergului, aș spune. Din acest punct de vedere, dificultățile le-ați putut constata o parte dintre dumneavoastră în mod direct, pentru că, având în vedere faptul că norma nu cuprinde dispoziții tranzitorii, că a fost menită să intre în vigoare la numai 10 zile după aprobarea actului normativ și publicarea sa în Monitorul Oficial, a creat niște dificultăți incredibile pentru conformare, în primul rând pentru că în acest interval de timp, prima dintre sarcini a fost să determinăm maniera de aplicare. Faptul că această problematică a fost una deosebită este neîndoielnic evidențiată de faptul că inclusiv autoritatea a avut o atitudine oscilantă, aș spune, pentru că într-o primă fază
înțelegerea a fost în sensul în care noua reglementare nu afectează autorizațiile aflate în vigoare la momentul emiterii actului normativ nou, pentru ca în prima zi de aplicare a dispozițiilor legii noi, această instrucțiune să fie modificată în sens cu totul și cu totul contrar. Această situație, împreună cu multe alte situații create de Ordonanța 82/2023, aprobată prin legea 107/2024, pot să spun că au creat și continuă să creeze la nivelul industriei probleme majore, în sensul în care nu se poate determina într-un mod clar, precis, care este intenția legiuitorului, care a fost intenția legiuitorului. Există o discrepanță foarte mare între documentele de fundamentare și maniera în care actul normativ a fost până la urmă adoptat, în sensul în care dacă actul normativ este justificat de, exclusiv de creșterea veniturilor bugetare, atunci nu ar trebui să se refere la limitarea operațiunilor sau la alte instituirea unor obligații suplimentare de conformare. Înțeleg nevoia de a reforma actul normativ, ceea ce nu înțeleg este lipsa de consultare, lipsa de coerență a legiuitorului, motiv pentru care sper că acesta este, va fi în continuare punctul culminant și nu vor urma și alte acte normative adoptate în aceeași manieră, pentru că din această perspectivă viitorul nu pare deloc roz, pare dimpotrivă, pare că drumul nu e unde, nu ne duce unde trebuie. Dar cred că odată deschisă această cale a dialogului, soluții există, se pot identifica și îmi exprim speranța că există voință să le identificăm împreună. Mulțumim. Să dau cuvântul acum doamnei avocată Adela Nuță, care ne va vorbi despre procedura de autoexcludere în raport cu GDPR, un domeniu care, părerea mea, e că nu e foarte fix, putem să jonglăm cu foarte multe noțiuni și e bine că avem un specialist care să ne lumineze. Vă rog. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și pentru oportunitatea de a dezbate acest subiect destul de sensibil în ultima perioadă. Suntem conștienți de faptul că industria se confruntă la acest moment cu numeroase provocări, însă și protecția datelor este una dintre ele și probabil că nu întâmplător cadrul legal a fost completat prin menționarea în articolul 15 indice 1 al OUG 77, tocmai a obligației de a respecta măsurile de protecție a prelucrării datelor cu caracter personal, atât în cadrul procedurii de autoexcludere, cât și în cadrul prelucrărilor generale de date efectuate de către operatorii de jocuri de noroc. Da, industria jocurilor de noroc, prin natura sa, este o industrie vulnerabilă din punct de vedere al datelor cu caracter personal, odată pentru că se prelucrează volume mari de date ale jucătorilor, pentru că se prelucrează volume cu date pentru că se prelucrează date cu caracter sensibil, vorbim aici de CNP-uri, de date financiare și așa mai departe. Și prin urmare, în contextul procedurii de autoexcludere, când, după cum bine știți, la momentul de față avem obligația sau operatorii au obligația de a transmite informații cu privire la jucătorii care și-au exercitat acest drept, au totodată și obligația de a asigura măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât să protejeze datele respective care sunt transmise către oficiul de jocuri de noroc. La fel, considerăm că în contextul actual, în care cadrul legal este unul incomplet, am spune, incomplet din perspectiva măsurilor practice pe care operatorii trebuie să le adopte și pe care la acest moment nu le cunoaștem în totalitate, apreciem că este necesară
asigurarea pe tot traseul a respectării prevederilor regulamentului de protecție a datelor. Asta înseamnă că trebuie să avem în vedere echitatea, legalitatea și transparența în prelucrarea datelor. În primul rând, recomandările pe care le-am făcut în practica noastră operatorilor de jocuri de noroc au fost acelea de a-și implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Vorbim aici de măsuri de criptare, de pseudonimizare, de acces limitat la datele jucătorilor care se autoexclud și care sunt transmise mai departe către oficiul de jocuri de noroc și totodată de a implementa măsuri care să asigure conformitatea deplină cu toate principiile regulamentului de protecție a datelor. La fel de bine este important de avut în vedere și faptul că trebuie să asigurăm transparența față de jucători, transparență care se concretizează într-o informare corectă și completă a acestora, efectuată prin intermediul politicilor de prelucrare a datelor disponibile atât pentru operatorii online, cât și pentru operatorii land-based, în sensul în care jucătorii trebuie să fie clar informați cu privire la modalitatea concretă de prelucrare a datelor lor cu caracter personal în momentul în care exercită această opțiune de autoexcludere, respectiv că acele date vor fi transferate mai departe către oficiul de jocuri de noroc și la fel de bine că vom prelucra date ale unor jucători care ne sunt comunicate de către oficiu în contextul în care și aceștia și-au exercitat dreptul de autoexcludere în fața altor operatori. Un aspect la fel de important pe care aș vrea să-l punctez la acest moment este că apreciem ca fiind necesară și totodată oportună o consultare cu autoritatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, autoritate care are atribuții de a ne oferi îndrumări în acest domeniu și care mai mult de atât are și obligația să o facă. În condițiile în care este necesară completarea cadrului legal cu privire la măsuri concrete pe care operatorii trebuie să le adopte. Din practica noastră și a clienților cu care colaborăm, aceștia sunt proactivi, doresc să implementeze astfel de măsuri, însă nu știu concret care ar trebui și care sunt acele măsuri, astfel încât să asigure cât mai bine o protecție a datelor cu caracter personal pe care le prelucrează. Cu siguranță, din perspectiva protecției datelor, sunt multe aspecte care ar trebui avute în vedere în contextul proceselor sau procedurii de autoexcludere, însă avem speranța că printr-o colaborare și printr-o conlucrare atât cu Oficiul de Jocuri de Noroc cât și cu Autoritatea de Protecție a Datelor cu caracter personal, vom ajunge la un cadru în care să ne simțim în siguranță, atât noi ca și operatorii de jocuri de noroc, cât și clienții jucători ale căror date sunt prelucrate. Aștept întrebările dumneavoastră la finalul prezentării, care sunt convinsă că vor fi numeroase, dar le voi răspunde cu plăcere. Mulțumesc! Mulțumim și trecem la ultimul speaker, domnul Anchidim Zăgran, vicepreședinte FEDBET, președinte Rombet, care ne va vorbi în calitate de expert despre taxarea în industria jocurilor de noroc, sustenabilitate fiscală versus suprataxare. Bună ziua tuturor! Mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră. Tema pe care aș aborda-o eu astăzi, dacă ar fi să o iau de la început și până în zilele noastre, cred că ar trebui să monopolizăm această conferință. De aceea, mă bucur să vă anunț că pe site-ul juridice.ro eu am pus trei materiale pe care le puteți accesa, unde sunt dezbătute pe larg atât sistemul de impozitare și taxare al jocurilor de noroc, cât și mai ales procedurile, respectiv punerea în practică acestui sistem de impozitare. Și acum, în intervenția asta a mea, ca să o reduc la minimul posibil, hai să vedem cum am ajuns în ziua de astăzi cu acest nivel de taxare al jocurilor de noroc. Pe el putem împărți în două perioade. Prima ar fi de după Revoluție și până în anul 2009. Atunci am avut vreo 10 acte normative împărțite aproape în mod egal
vreo 4 ordonanțe de urgență, vreo 4 hotărâri de guvern și 2 ordonanțe pe legea de abilitare, în care au fost stabilite, a fost stabilit modul în care această activitate poate fi exploatată, pentru că era un vid legislativ la acel moment. Deși sunt foarte multe acte normative, să știți că au pasat de la unul la altul reglementarea acestei acte normative, în sensul că taxele de, pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc era stabilită atât prin ordonanțe obișnuite, cât și prin hotărâri de guvern. Ultima, pe care mi-o amintesc și care a fost o perioadă îndelungată în vigoare, pe baza care s-au plătit taxele pentru activitatea de jocuri de noroc, este hotărârea 251 din 1998. S-a aplicat vreo 10 ani de zile până când a apărut OUG 77. De fapt, ea constituie și temelia lui OUG 77. Însă, din punct de vedere al taxării, la vremea respectivă, în opinia mea, corect prevăzut, era necesară o autorizare numită licență. Ca să veți vedea de ce folosesc aceste două noțiuni. Putea exploata și organiza joc de noroc un deținător de autorizație sub formă de licență de organizare și exploatare, ambele, cu plata unor taxe stabilite prin actul normativ. Erau accesibile, dar ce e important este că, fiind declarat monopol de stat, era o singură taxă, respectiv taxa pe acel monopol de stat, numită licență. La fel, oarecum ca și acum, se plătea o sumă minimă și după aceea un procent din venitul realizat. Acum ne găsim, de fapt, în etapa a doua, după ce am depășit-o pe prima, la apariția OUG 77, și aici s-a întâmplat o minune mare, au fost despărțite cele două documente. În prima parte era unul singur de licență, aici s-au inventat două, și anume o taxă de licență pe monopol de stat și o autorizație de exploatare a jocurilor de noroc. Tot ar fi fost bine dacă între timp, aici, deja de la OUG 77 încoace, avem vreo 24 de intervenții legislative care pot fi cam jumătate-jumătate împărțite. Cam jumătate și l-a luat Parlamentul, în sensul că vreo 12 sunt legi adoptate și tot la fel vreo 12 ordonanțe de urgență. Și aici se vede iar separația puterilor în stat, pentru că cele care au fost adoptate de Parlament în general cuprind restricții, condiții de licențiere, autorizare, pe când celelalte, care sunt în general pe ordonanță de urgență și l-a luat guvernul pentru a-și asigura diferite găuri pe la bugetul de stat. Ajungând în momentul de față de la o singură taxă, cât era înainte de OUG 99, înainte de, să zicem, hotărârea 255 din 1998, să ajungem așa, la taxă de licență, taxă de autorizare, fiecare unele cu plată fixă, unele și cu plată fixă și după aceea în funcție de venitul realizat, să ajungem la taxă de viciu, să ajungem la contribuție pentru fondul jocului responsabil, să ajungem la, la 5% și la taxă de administrare care să cuvine bugetului de stat, să ajungem și pe 114 la online, la un 2%, pe tot ceea ce s-a încasat de la organizatorii de jocuri de noroc și pe lângă acea taxă la acel fond pentru joc responsabil, care este clar că ar trebui să se ducă într-o zonă considerată de vicii, sunt unele jocuri de noroc care au și taxa de viciu separată, deci o dublare a celor două. Iar întorcându-mă un pic la OUG 114, unde apare acel impozit, acea taxă de 2% pe tot ce se încasează din activitatea de jocuri de noroc, aici
plătește atât organizatorul cât și participantul la jocuri de noroc și dacă ne ducem un pic și dezvoltăm situația creată, vom vedea că practic e o dublă impozitare. Jucătorul îi se ia 2% în momentul în care intră la joc și după aceea, dacă va câștiga, va avea din nou o impunere pe grila de impozitare. Jocurile de noroc, să știți că a luat cu mult fața celorlalte activități și deja suntem pe grilă de impozitare, așa că peste vreo 2-3 ani, cum se preconizează, îi așteptăm și pe ceilalți la acest sistem de impozitare. Mă opresc, că cred că altfel depășesc cu mult ceea ce mi s-a stabilit și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Haideți să deschidem sesiunea de întrebări. Sincer, nu mă gândeam să o iau în aceeași ordine, pentru că aș vrea să adresez, de exemplu, să încep eu să sparg gheața și adresez o întrebare domnului expert. Dacă spuneți că taxarea a devenit din ce în ce mai aspră, mai mare, și vă să spuneți care este punctul în care credeți că industria va ceda, pentru că eu așa ca simplu trecător pe stradă, mă duc, nu știu, pe militar sau așa, văd cam din 100 într-o 100 de metri văd un de-asta de jocuri. Adică pare că industria o duce bine. Și să ne spuneți dacă este o percepție greșită sau nu. Acum, aici e greu de spus. Un specialist să spună chestiunea asta. Că m-ați fi întrebat pe mine încă de la ordonanța de guvern din 2022, ordonanța 15, care a avut o creștere abruptă de taxe asupra jocurilor de noroc. Eu atunci credeam că această activitate este la mijlocul prăpastiei. Dar am văzut că a funcționat în continuare. A apărut și OUG 82. Toată lumea se aștepta la o majorare, dar nu în felul în care s-a făcut. 82, dau un exemplu, la acel fond de contribuție la ce colectează ONG-ul la momentul de față pentru joc responsabil. Vă dau exemplu. Jocurile de noroc online aveau contribuție 5.000 de euro. După OUG 82 a ajuns la 500.000. Iar un organizator tradițional, de la 1.000 de euro pe an, a ajuns la 200.000 de euro sau chiar 300.000 de euro pe an. Ce mă gândesc eu? Dacă totul depinde de jucător. Dacă el va continua să rămână în această zonă reglementată, poate că mai e loc și de majorare. Până la urmă, ca orice impozit de stat, consumatorul suportă. Așa și în cazul nostru, jucătorul suportă că doar el vine cu bani și intră la joc. În momentul în care va observa, probabil, și din ce în ce mai mult sesizăm acest lucru, că online, cu un simplu telefon, poți să-ți alegi ce joc vrei, nu te mai reglementează nimeni, nu-ți mai ia nimeni din bani la bugetul de stat, ajungând, cum e acum, aproape la 50% din ce vine el să joace, eu în viitorul nu prea îndepărtat îi văd că se vor duce în această zonă și cred că statul o să cam rămână cu buzele umflate. Mulțumim, aș ruga din sala dacă sunt întrebări. Dacă îmi permiteți o mică intervenție, că va fi interesantă. Ceea ce prește impozitarea industriei chiar nu le prinde milă și nu mă interesează domeniul, să vă spun sincer. Din altă privință, vreau să vă spun că am auzit opinia exprimată de un nou avocat în materie constituțională specializat pe tehnică legislativă și are dreptate. Și maniera în care au fost expuse argumentele sunt extrem de elegantă, profesorală. Problema în Parlament este, din schimb, diferită. Și acum e diferită în sensul următor. Dacă sesizarea Parlamentului o face guvernul printr-un proiect de lege, avem deja niște filtre care funcționează. În schimb, la inițiativa legislativă pe care o face un parlamentar, filtrele alea sunt diferite. Ai un aviz al Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social. Avizele astea sunt foarte interesante, adică în funcție de, cred că de astrogramă, sunt favorabile sau nefavorabile pe aceeași argument. Și puteți să vă uitați, adică de stabilitate. E astrogramă, nu are nicio relevanță. Plecând peste acest aspect extrem de interesant, să știți că parlamentarii nu sunt chiar așa de nepregătiți pe tehnică legislativă. Știu foarte bine ce înseamnă bicameralism, știu foarte bine ce înseamnă tehnică.
Iar dacă se întâmplă ceva în Camera Deputaților, pentru că ea este cameră decizională în majoritatea cazurilor, să știți că nu e neintenționat. Dacă va apare un amendament care modifică substanțial varianta discutată în Senat și nu se revine cu procedura în Senat, poate chiar intenționat că acea lege să fie declarată neconstituțională la un mic atac. Eu sunt specializat în contencios administrativ și fiscal și am lucrat mult în acest domeniu. Și de aia am încercat să reglementăm legile care vizează domeniul ăsta în perspectiva contenciosului administrativ și a utilității legii să nu permită unui operator la un moment dat să profite de viciile constituționale. Pentru că eu mă duc, declanșez procedura pe procedură prealabilă, articol 14-15, intru în contencios, după care sesizez Curtea Constituțională și este, mai ales acum, după ce am trecut de experiența asta a Parlamentului și a Comisiei Juridice, cred că 70% din legi pot să fie contestate. Ceea ce este foarte grav, și de asta ziceam și vreau să convătesc, este foarte grav, pentru că securitatea actului juridic și a legislației în România este prioritară și nu o prioritează structurile executive ale Parlamentului, care își lucrează și se expun punctele de vedere, ci diferitele percepții total diferite a parlamentarilor și a comisiilor de specialitate care influențează negativ lucrurile. În ceea ce privește consultarea, domnul președinte, consultările au existat în cadrul comisiei, bun, într-o manieră diferită. Fiecare președinte, dacă mergi la Comisia Economică, este un tip de consultare. Adică s-ar putea să n-a pus să deschizi gura ca să fie închisă și să zici, hai să trecem mai departe la vot. Sunt comisii în care dezbaterea a fost reală și eu voi milita pentru acest lucru, exact, ca să nu ajung domnul profesor, avocat, să ne explice cu adevărat că încălcăm flagrant Constituția de foarte multe ori. Să nu ajung ca statul român să emită la un moment dat niște acte administrative cu consecințe foarte dure asupra agentului economic. Agentul economic să câștige procesul în instanță, iar statul să plătească foarte multe daune. Pentru că daunele astea vor fi suportate de cineva și le vom suporta tot noi. Noi toți românii. Și de asta am încercat întotdeauna să asigur o securitate a demersului stativ și mi-a părut rău când am observat că el nu se realizează. Acum că s-a dorit să nu fie realizabil, e o problemă care mi-am ridicat-o sau dacă a fost doar o simplă neglijență. Rămâne să observăm. Domnul senator, v-aș ruga, dacă tot v-ați pornit, să ne spuneți mai multe, să ne dați multe exemple de prevederi divergente între proiectele aflate acum pe... Deci, în primul rând, cele mai flagrante. Nu, în primul rând vreau să spun că nu asta e, nu să intru acum în substanța unor, toate sunt în contradictorii. Dacă unul vrea publicitate parțială, unul nu vrea deloc publicitate, unul vrea reglementare pe domeniul online, unul vrea numai pe păcănele. Viziunea asta, și scuzați expresia, viziunea legislativ rurală, hai să scoatem din rural, dar băgăm în urban, nu are nicio logică, adică eu nu văd logica juridică și socială. Adică o scot dintr-o comună, îl bag într-un oraș, îl pun pe ăla să mai plătească și biletul de autobuz să meargă până în oraș. Că nu se va întâmpla altceva. Că dacă vrea să joace, o să joace în continuare. Fenomenul acesta, și mai ales în momentul în care îl și fac ca și fruct interzis, determină o poftă mai mare, o nevoie mai mare de a juca. Și așa cum a zis și domnul expert, la urma urmei, și asta discutam și în comisie, la urma urmei iau telefonul și intru și pariez și joc în 5 minute, fac chestia asta. Și mi-asigur pofta aia la care fac eu trimitere. Problema este mondială. Dacă te poți juca la Macau, la Lisabona, la Las Vegas, toate statele și alea estice și alea vestice acceptă fenomenul acesta, dar țin în control, are o rațiune pentru care îl ții în control. În primul rând, blochezi foarte mult spălarea de bani. Și ții dumneavoastră ca și specialist, știți ce înseamnă spălarea de bani, mai ales în fenomenul cazinourilor și a jocurilor de noroc, unde este foarte ușor de a introduce sumele de bani și a le curăți frumos. Îi ții în control pe cei care sunt dependenți, pentru că îs observabil, îs analizabil, dacă comportamentul devine aberant, poți să interzici, poți să le acordi ajutorul și statul asta trebuie să facă. Exact cum faci cu dependentul de droguri, îl ajuți, îl consideri victimă, la fel trebuie să faci și cu dependentul de jocuri. E exact aceeași gândire, trebuie să fie axiomatică, trebuie să fie exact aceeași lungime de undă. Tratamentul pentru un dependent, fie că e de droguri, fie că e de alcool, fie că e de țigări, fie că e de, nu știu, de altceva, de jocuri de noroc, în fine, trebuie să fie pe același palier, pentru că este o afecțiune psihică, iar persoana respectivă trebuie ajutată. Fenomenul acesta, bun, cineva joacă la noroc, își vinde casa, merge la ruletă, ok, am înțeles. Dar câți dintre cei care, să zicem, consumă alcool, își distrug viața lor, a familiilor, devin violenți?
câți dintre alte tipuri de abordări. Deci abordarea asta doar unidimensională și doar pentru a face, rating politic, mi se pare, de asta mi s-a părut total incorrectă. Da, trebuie reglementat și vă repet. Mi se pare aberant ca la fiecare 50 de metri să vezi cât un afiș imens, ba cu tot felul de personalități, ba cu tot felul de cadouri. Ba... Da, asta este regretabil, pentru că eu ca stat, e că asta pot să fac, să blochez modalitățile subliminale de a induce jucătorul, de a juca mai mult sau de a aduce jucători noi. Asta da, ăsta e rolul meu să fac, ca și stat. Să interzic, nu reușesc absolut nimic decât transfer în zona neagră, respectivul business și respectiva dependență sau în zona online necontrolabilă. Și la revedere. Și am închis problema asta. Întrebări din sală? Pentru oricare e invitați? Aveți un microfon acolo? Bună ziua! Mai mulțumesc ce au acceptat chiar de noi pentru a duce asupra altă probleme de domeniu. Sunt Liviu Popoi și sunt invitat mai multe vehiculuri asociative, inclusiv în cel care, în momentul de față, derulează la nivel național programe de responsabilitate în domeniul asociat de lucruri scăutate, care este finanțată integral de către industrie în acest moment. Dar nu aș vrea să fac în discuție, vrea să subliniez două lucruri. 1. Piața neagră. Clar, taxarea duce cât mai mult către piața neagră. A fost discutat, nu o să nuanțez, dar aș vrea să subliniez altceva. Și nu știu în ce măsură Parlamentul poate ajuta aici. Avem o masă președintele de oficiul atată tuturor gândurilor. Știm ce demersuri și ce efort depune pentru a digitaliza această instituție. Dar constatăm, din păcate, și cu unele intenții nu ajunge foarte departe, dar nu există și suport. Este o instituție anacronică. Piața se dezvoltă tehnologic într-un ritm foarte, foarte rapid. Piața neagră găsește metode din ce în ce mai ingenioase de a evita toate filtrele. În România nici măcar nu sunt multe filtre. Adică dacă eu vreau să mă duc prin bancă să plătesc la un website care este, nu este licențiat, eu pot face. De aici am ajuns și la concluzia celor de la BNR, câți bani se duc către jocuri de noroc. Normal că se duc către jocuri de noroc. Se duc foarte mult în piața neagră. Acolo nu te duci să plătești cash. Folosești instrumente de plăți digitale, care sunt mult mai multe decât băncile. Deci asta este partea de suprafață, dar sunt o grămadă de vehicule de plăți digitale. În ce măsură poate ajuta Parlamentul să răspundă nevoie Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc de digitalizare, de a avea instrumente de control în piață și nu doar în piața reglementată, ci mai ales în piața neagră? Asta era o întrebare. Și doi, am discutat despre normele de tehnică legislativă și vă mulțumim, domnule profesor. Am aflat că realitatea este că 70% din actele emise de către Parlament nu prea respectă normele tehnică legislativă. Există acest aviz CES care de multe ori se obține după ce actul normativ se aprobă în Parlament. Consiliul legislativ, nu înainte. Consiliul economic și social. Și Consiliul legislativ. Da, dar Consiliul, nu, CES-ul niciodată nu emite după, niciodată. Și nu se poate reautoriza, niciodată. Vă spun, am fost implicat într-o confederație patronală care a fost reprezentată în CES mulți ani, vorbesc de UGIR, și am avut nenumărate cazuri când actul normativ a fost aprobat și avizul de la CES, care a fost pozitiv sau negativ, a venit după. Asta este un caz clar de încălcarea Constituției, deci este obligatoriu ca aceste avize să existe înaintea dezbaterii. Deci un motiv, uitați-vă, dar zic că domnul, un motiv extinsec de declarat ca și neconsonală, adică de realitate. Sau mai există posibilitatea ca el să fi fost solicitat anterior și să nu se fi respectat. Asta e altceva, da. Deci obligația e de a-l solicita. Dacă el nu se emite, atunci se poate continua procedurile, dar dacă nu se solicită și trebuia să fie pentru că exista un impact economic-social, motivul de extrinsec de neconsonată e clar. Asta e adevărat și au fost și câteva cazuri în care s-a aflat în instanță pentru anulare a normativ.
Exact ca acest moment. Nu știu, n-am urmărit dacă au și șanse de reușită. A doua întrebare era care sunt căile viabile de a aduce legiuitorul pe drumul normal. Știți cum văd eu? Dacă îmi permiteți să fiu domnul moderator, dacă îmi permiteți să... Da, vă rog. Asta e și ideea. Ca să... Deci eu văd în felul următor. Cea mai bună variantă, și vă dau un exemplu practic, care eu îl consider un succes, cel puțin pentru mine. Știți foarte bine că a existat o discuție foarte puternică în ultimul timp pe salariul minim pe economie, discuțiile pe salariul minim pe economie adecvat. Și a existat o dispută foarte mare între sindicate care vreau o procesul mai mare raportat la salariul mediu și patronate care ziceau, bă, stați un pic, nu urcați așa tare salariul minim pe economie, că nu are reprezentativitate în productivitate. Dacă nu produci valoarea respectivă, nu e ok. Bă, faci pe mine ca și antreprenor să intri într-o situație colaps financiar. Și plus arunci o grămadă de bani într-o piață care duce, te determină inflație și îl afectează tot pe muncitorul ăla. Că el primește 100 de lei, dar coșul lui zilnic e de 150 pentru faptul că ați ajuns ca bani așa. Și în urma dezbaterilor s-a ajuns la o negociere extrem de importantă între confederațiile patronate și cele sindicate și am ajuns să facem o marjă între, era inițial între 50 și 52% și am coborât-o la 47% și am lăsat-o și aia supra de 52%, încercând să facă această demers. Eu văd că și aici trebuie să ne stabilim care subiective. Eu văd în felul următor. Nu vreau să văd minori, nu vreau să văd copii în sala de joc. Pentru mine asta e un obiectiv principal. Nu am niciun fel de motiv să renunț la acest argument. Ok, hai să ne punem împreună cu industria aferentă, să înțeleagă și industria că nu au ce câștiga bani din copiii. Dar intrăm într-o zonă în care nu este ok. Să luptăm împreună pe acest palier. Bun, ce mai vrem? Nu vreau reclame pe toate străzile, nu vreau reclame că România nu e o țară a jocului de noroc. Nicăieri, eu călătoresc foarte mult, nicăieri nu vezi așa ceva. Nici într-o țară, nu știu, mult inferioară ca și sistem democratic, nu vezi atâtea reclame. Ceva se întâmplă, ceva înseamnă că nu facem bine. Hai să scoatem din reclamele astea, să nu le... Și reclame și săl. Asta zic, și săl și reclame, n-am important. Hai să gândim un pic un sistem împreună în care să menținem totul într-o zonă civilizată. Și atunci, dacă obiectivele din le-am stabilit, și astea sunt obiectivele, împreună cu industria, împreună cu ONG-uri, împreună... Uitați, am chemat ordinul psihologilor, au venit psihologi, pentru că am vrut să discut și de dependența asta, cum îi ajut. Și mi-au spus foarte clar, prin faptul că interzici, nu rezolvi problema. Mi-au explicat. Adică, degeaba vine un parlamentar și urlă la televizor, nu interziceți și blocați tot, că nu, asta e remediu, trebuie să asculți vorba colegilor mei, trebuie să asculți specialiștii. Eu nu sunt psiholog. Bă, cum rezolv problema dependenței? Haideți să vedem. O rezolv prin interzicere sau nu o rezolv? Nu o rezolv prin interzicere. Că nici în America, dacă am interzis alcoolul, n-am zis problema, a crescut consumul de alcool și am făcut și niște bande și niște infracționalități economice și de altă natură pe lângă. Deci n-am zis problema. Și aici la fel. Eu așa o văd. Ne stabilim obiectivele împreună, ne dăm mâna toți, stăm niște specialiști și facem o nouă lege ca lume. Dar pentru asta... Eu aici vreau să văd activitatea structurilor asociative a jocului de noroc să susțină și să stăm împreună la masă, să susținem un studiu ca lumea pe România. Deci dacă nu avem baza asta, de asta degeaba faceți activitățile astea, nu știu, 3 școli și 5 grădinițe, voi nu mergeți la păcănele, că rezultatul nu va fi niciunul foarte mare. E ok, puteți salvați o viață, 2-3, e foarte bine și o viață salvată e ok. Dar dacă nu avem studiul ăsta ca bază, pe care să-l punem la masă? Dom'le, uite studiul ăsta, după care studiul de situație comparativă, le punem împreună și începem să muncim ca lumea. Și eu sunt de acord oricând, e că și domnul președinte s-ar bucura să aibă toate elementele astea și oricine cu capul pe umeri din România ar înțelege că da, vrem o reglementare serioasă, nu înseamnă că vine un parlamentar și zice nu vreau interdicție, vreau te bag în pușcărie dacă joci. Altul vine, stați un pic, eu câștig multe voturi dacă fac nu știu ce, te bag în pușcărie de două ori. Deci așa s-a întâmplat, deci a fost o inflație de inițiative în care fiecare era mai deștept. Fiecare în funcție de ce visa noaptea venea cu o inițiativă. Așa s-a mers și mai departe la droguri. Deci la droguri am ajuns la niște pedepse, deja te împușcau de două ori dacă ai consumat droguri. Deci așa se mergea, pentru că se prindea cineva, băi, un trend. Dacă lupt contra drogurilor, câștig voturi. Nu, lupt contra drogurilor. Păi dar deja e o legislație super europeană, super... Nu o contează. Eu cer. Asta trebuie să facem, să stăm la masă în mod serios. Dacă nu stăm și nu ne consultăm și nu facem studiul ăla, studiul ăla cu domnul secretar discutăm de un an de zile. Și are și structura de stat resurse suficiente financiare, aveți și voi să spun. Toată lumea are structură financiare ca să facem acest studiu. Dar dacă nu pornim de la o bază, ne vom tot împiedica. Mai facem juridice, ne-a dus pe toți la masă.
juridice poate, dacă numai juridice poate să facă chestia asta, o să-i rugăm frumos să ne ajute și de acum încolo să ne organizeze. Și o să iasă o lege și o să se va numi legea juridice. Pe domeniul jocul de noroc. Gândesc foarte mult pentru că tot ce a spus dumneavoastră mai înainte, o să regăsiți un document pe care noi îl formulăm de ceva timp, un cod de etică, în care o secțiune destul de importantă este intenția noastră a industriei de reglementare a domeniului, care ține și de reducerea cantității, de un control mai bun în locații, de o reprezentativitate mai bună a industriei și de a avea instrumente de comunicare cu legiuitorul mult mai extinse, de derularea de studii. Toate astea se găsesc și este intenția industriei declarată. Industria, dacă ne uităm în ultimii 5, 6, 7 ani, nu mai este cea dinainte de 2009, de exemplu, nu mai este un Eldorado, de mult. Este mult mai corporate, este mult mai implicată social. Iar dacă tot ați adus în discuție acea conlucrare cu psihologie în România, vă pot spune că asociația jocurilor responsabil are, pe lângă psihoterapeuți, are un nucleu extrem de important de consultanți din acest domeniu. Și derulează diferite programe care țin și de intervenție, și de prevenție, și de educație, și de instruire pentru cei din piață. Este intenția de grata industriei, ceea ce n-am reușit, și de asta a apărut feedback, ceea ce n-am reușit să ne reprezentăm mai bine. Și sperăm să reușim în urmă. Mai avem o întrebare acolo, nu? De voi. Numele meu este Nicolae Olariu, avocat. Eu am întrebări concrete pe legislația jocurilor, activez în domeniul ăsta in-house. Apropo de tehnică legislativă, legislația noastră se împarte în legislație primară, secundară, terțiară. Legislația primară, am un text de lege, da, care se modifică, nu știu, de-a lungul istoriei lui de vreo 4-5 ori. În același timp am legislația secundară, am normele de aplicare emise pentru respectivul text de lege, dar la momentul emiterii. Dacă mi s-a schimbat textul de lege și eu zic că s-a schimbat substanțial un anumit text de lege, norma o mai pot aplica? Eu zic că nu mai pot să o aplic. Deci sunt în situația în care normele de aplicare din domeniul nostru, unele nu mai pot fi aplicate. Am și exemple concrete, nu știu, putem să discutăm de asocierea în participațiune. Dacă o să vă uitați în ordonanță, în legislația primară, vedeți că acolo zice că interacțiunea cu clientul o poate face doar organizatorul. Pe de altă, trecem peste norme că s-au schimbat și considerăm că le mai aplicăm. A apărut un ordin, ordinul 771, cred că la final de august. În ordinul acesta cumva zice că colectarea mizelor și plățile să le facă oricare din angajații părților implicate în asociere. Și atunci întrebarea vine. Ce aplic? Aplic ordonanța sau aplic ordinul? Ordonanța care îmi zice că interacțiunea o face numai organizatorul sau un afiliat de-a lui, sau ordinul care îmi zice că oricare din ambele părți poate să facă chestia asta? Dacă ne uităm la principiul forței juridice actelor normative, aplicăm ordonanța. Dar, într-adevăr, e regretabil că există astfel de situații din punct de vedere al tehnicii legislative. Legislația ar trebui sistematizată, într-adevăr, și poate crea astfel dificultăți în cazul în care nu se respectă aceste norme. De acord. Dar să nu uităm că legislația noastră e și o legislație contravențională. Caz în care nu cumva aplicăm legea contravențională mai favorabilă? Din punct de vedere constituțional, nu. Mai întâi ne uităm la forța juridică a actelor normative, după aceea ne uităm la un astfel de principiu. Pentru că, de ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă legea aflată cu o forță juridică superioară modifică toată paradigma, inclusiv și norma aceea devine inaplicabilă, nu mai putem vorbi despre o normă mai favorabilă, că practic ea este abrogată din punct de vedere implicit. Norma mai favorabilă și cea inferioară e ulterioară.
în cazul ăsta. Dar mai favorabil nu există din punct de consultare decât în două domenii, penal și contravențional. Exact, numai că în contravențional poți să uzitezi de astfel de lucruri dacă există în ființă norma respectivă. Dar o normă cu caracter inferior nu poate modifica o normă cu caracter superior, chiar dacă e mai nouă. Pentru că eu cred că toată lumea știe asta. Eu cred că să vă referiți la altceva, că noi suntem o țară în care norma bate legea. Asta e problema. Da, asta este un, asta este un motiv, da, există. Un exemplu concret, ce avem acum în piață? Păi ce există, există. Există ordine, există hotărâri de guvern, există tot felul de acte normative terțiare sau secundare care determină o schimbare a intenției legiuitorului sau o modificare chiar și formală. Pe care autoritățile le aplică cu precădere. Degeaba i-a răs legea. Lasă-mă, domne, norma. Pentru că uneori este imposibil să determini care este voința legiuitorului. Da. Și atunci este nevoie să ai instrucțiuni emise de autoritățile care pun în executare legea, astfel încât să dăm un sens unei reglementări aprobate, deși nu cunoaștem, nimeni nu mai cunoaște care este sensul. Bun, știți care e? Deci eu am 25 de avocaturi. Dar sunt sigur și dumneavoastră, niciodată nu v-ați uitat pe o lege să vă uitați începutul ei. Să vedeți, domnule, hai să vedem ce a gândit legiuitorul. Să vedeți studiul de impact. Vă contrazic. Eu n-am făcut chestia asta. Ei, eu vă contrazic. Eu vă spun că eu n-am făcut. Eu am luat legea, mă uitam exact, interpretam, vedeam practică, vedeam orientarea instanțelor de judecată. Dar dacă iei o lege și încep cu începutul ei, expunerea de motive, oportunitatea actului legislativ, ce vrea să modifice, care e raportul social sau relația socială pe care vrea să o legifereze statul prin parlament, atunci îți dai seama care e și intenția legiuitorului. Păi, tocmai asta vă spun. Acolo e succesiunea. Eu sunt din categoria avocaților care încep cu documentele de fundamentare și, din păcate, perfect. Documentele de fundamentare nu au nicio legătură cu fundamentarea în sine. Și vă dau un exemplu concret. Este nevoie de identificarea unor resurse financiare suplimentare pentru bugetul de stat, iar textul de lege îmi reglementează autoexcluderi, îmi reglementează... Așa, lucru, da. Atunci, cum aș putea să identific ce a vrut poetul să spună în condițiile în care nu am niciun fel de studiu care să stea la baza reglementării, nu am niciun fel de explicație rezonabilă? Ajungem deopotrivă organizatori de jocuri de noroc și autoritate în situația în care niciunii dintre noi nu știm cum trebuie să aplicăm legea, dar sigur factorul politic se așteaptă să o aplicăm și foarte repede, și atunci evident că avem nevoie de aceste instrucțiuni care sunt de cele mai multe ori imperfecte, pentru că nici unii dintre noi nu ne putem substitui emitentului. Sigur că dacă este suficient de clară, precisă, redactată într-o manieră rezonabilă, nu ar fi nevoie de instrucțiuni care să completeze, să modifice, să expliciteze textul de lege. Dar nu suntem acolo, suntem foarte departe, din păcate. Dar ați văzut și situația în care există contradictorialitate între textul normativ și expunerea de motive, care nu e, din păcate, nu e o chestiune de neconstituționalitate. Aveam o întrebare undeva, da. Sunt pentru ONGN de data aceasta. Prima întrebare se referă la garanții. Din informațiile mele, mă rog, și ale noastre, este un singur jucător din piața de asigurări care a conceput un produs pentru garanții și voiam să știu dacă se depun și dacă sunt acceptate, pentru că tocmai ce am citit că au fost niște mici hopuri cu asigurările din alte țări, mă rog. Da, depinde de cine, la cine vă referiți. Mă refer la Asirom, în cazul meu. Asirom, da. O să... Pachetul de la Asirom a fost luat în considerare. Au fost trecută prin Consiliu, prin comitetul nostru, garanțiile, cred că două firme sau trei firme care aveau polița de la Asirom. Pe parcursul ultimelor luni s-au derulat fel de fel de societăți care erau înregistrate în Germania, Franța, care s-a constatat într-un final că nu corespund. Bun, aici intervin o grămadă de factori, pentru că la rândul nostru și noi trebuie să facem mai departe solicitări către BNR, către ANAF, în care... Până la urmă, ANAF-ul este executantul, el execută polița dacă în situații de risc, în condițiile în care nu-și
plătește contribuțiile către buget. Da, Siromu este o poliță care este viabilă în momentul de față și cred că este cam singurul acum în momentul de față care emite această poliță. Și a doua întrebare tot pentru Oficiu. Ordonanța de anul acesta, ordonanța 80, parcă fost, cea care permite organizatorilor să notifice oficiului intenția de a renunța la autorizații în cazul în care au fost impactați de modificări legislative, ce se întâmplă cu cererile acestea de renunțare în cazul în care nu plătiseră în avans taxele, adică plăteau lunar taxele? Au beneficiat de bonificația de 10%. Deci nu ne referim la bonificația, nu fusese plătit un an în avans. Este în curs de emitere a unui ordin a Ministerului de Finanțe, da, în sensul ăsta de a-și recupera de a beneficia de această prevedere. Avem o grămadă de notificări care s-au făcut de către operatori. Deocamdată stăm până vedem ordinul emis de Ministrul Finanțelor și ulterior o să... Ordinul acesta nu era tocmai pentru a reglementa situația celor care plătiseră în avans, adică eu vorbesc de oamenii care plăteau lunar, adică ei n-au ce să recupereze. Ei pur și simplu trebuie să se oprească. Bun, și întrebarea că mai repetați o dată. Acestea se soluționează sau sunt toate la pachet și așteptați acel ordin? Că ordinul nu o să soluționeze problema. Au notificat oficiu în sensul ăsta pentru că le-au scos din funcțiune. Sau... Exact. Da. Și plăteau lunar. Solicită, da, solicită întreruperea activității. Da, o decizie de la comitet care se ia... Dar cred că s-au dat soluții în sensul ăsta. Da, da, da. Pot să intervin? Da, pot să intervin pe acest subiect. Păi, în momentul în care ai făcut notificarea, le-ai scos din exploatare, ți-ai făcut treaba cu ONJN-ul, de tine depinde să nu mai declari acele mijloace de joc lună de lună când intervin la scadență la plată. Nu trebuie să cer nimănui aprobare pentru a depune propria declarație în care să nu mai declar ceea ce nu mai funcționează. Care au fost înregistrate, da, și nu au mai funcționat altceva. Aviz. Nu are nicio legătură. Vă dau un aviz. De ce? Nicio legătură. De ce să începem cu data de 1 luna următoare? Da. Bună ziua, Cătălin Nichifor, Maxber România. Am și eu o părere și vreau să adresez așa, să lăsăm un fel de întrebare deschisă la un moment dat, pentru că am tot auzit păreri pro și contra, auzim că legislația e complicată, auzim că nu știm cum s-a fundamentat, auzim o grămadă de lucruri. Până la urmă, poziția industriei pe care, cel puțin din punct de vedere al Maxbet-ului și al altor, să spunem, colegi, o avem este următoare. Avem legi, hai să încercăm să le respectăm. Problema este că noi ne batem din punct de vedere al oricărei bucăți de legislație, că e alege, ordonanță, instrucțiune, etc., etc., cu faptul că încercăm să respectăm tot, dar foarte mult din cei pe care îi vedeți pe stradă, și spuneți că vedeți foarte multe săli, hai să vedem câte sunt autorizate. Vedem reclame pe stradă, hai să vedem câte aparțin celor care sunt licențiați și autorizați și câte sunt ale celor care nu sunt autorizați și licențiați. Practic, cred că ne batem toți și discutăm despre un personaj care nu e în sală, e Piața Neagră. Ce facem să ajungem acolo? Pentru că am fost și noi, a apărut această inițiativă cu verificarea actelor de identitate. Avem două amenzi, suntem extrem de fericiți, suntem cei mai fericiți. Dar avem două amenzi pentru că poliția locală, când a plecat în control, n-a vrut să amendeze pe nimeni altcineva în orașul respectiv. Suntem singurii care, practic, în momentul ăsta, printre singurii care respectăm regulile legate de interzis fumatul în locație. Vin clienții, vin cu țigara în mână, nu-i lăsăm să fumeze, pleacă în altă parte. Vin, le cerem buletinul, n-au buletinul la ei, pleacă în altă parte. Adică, perfect de acord. Încă o dată, nu vreau să intru în discuția asta legată de legislație, pentru că suntem în România, avem legi, dar nu le aplică nimeni. Cum facem să aducem...
acest subiect în discuție și cumva autoritățile, și aici știu că oficiul ne ajută foarte mult în acest sens în ultimul timp, cum facem să ne batem toți cu această piață neagră? Mulțumesc! Nu, consider că în momentul de față Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc este singura instituție care verifică partea de jocuri de noroc și consider că acoperim o piață destul de, sau o gamă destul de largă a acestui fenomen. Într-adevăr, ne confruntăm și noi cu situația de față. Avem o grămadă de petiții și sesizări în sensul ăsta că funcționează în anumite localități care ele au fost scoase din localitățile sub 15.000. Încercăm să facem față. Nu o să putem să acoperim întreaga țară pentru că avem un număr destul de redus de inspectori care verifică aceste aspecte. Dar consider că ținem și avem sub control acest fenomen. Orice sesizare care am primit-o în sensul ăsta, i-am dat curs și am răspuns destul de prompt. Acum nu zic că nu ar mai exista sau că nu ar mai fi legat de ce se vehiculează și se promovează acum în mediul online, într-adevăr, și în sensul ăsta avem câteva sesizări făcute către poliție pentru că nu putem identifica acele persoane care promovează, aici mă refer la TikTok, acele tombole sau acele jocuri de noroc care sunt promovate. Sunt două sesizări făcute către poliție pentru a identifica acele persoane. Totodată, inclusiv jucătorii trebuie să fie conștienți că au o problemă în sensul ăsta dacă joacă pe site-uri nelicențiate sau neautorizate. Consider că într-un procent destul de mare avem sub control tot ce se întâmplă în piață. Nimeni nu-i perfect, încercăm să mai îmbunătățim și noi acest aspect. Suntem într-o perioadă de reorganizare. Sper să facă bine o schimbare în sistemul ONJN-ului. Bună ziua, sunt Marius Pantea. Dacă îmi permiteți, aș vrea să duc în discuție două aspecte, zic eu, de interes. Felicitări, Vlad, pentru inițiativă. Mulțumim, Daria, că ne-ai primit sub pălăria juridice.ro. Primul aspect pe care vreau să-l aduc în discuție se referă la obligativitatea legală de notificare a tuturor normelor care reglementează jocurile de noroc la Comisia Europeană. Trebuie să știți că face parte din domeniul nereglementat și există prevedere legală care stabilește notificarea cu așteptare perioadei de status quo. Niciunul din actele normative din ultima perioadă nu a fost notificat Comisiei Europene. Felicitări, domnul președinte, că ați pus punctul pe I. În ceea ce privește partea de... Asta dovedește că politicienii noștri nu au avut dialog cu Oficiul de Jocuri de Noroc atunci când au propus modificările legislative. Cea de-al doilea aspect pe care aș vrea să-l aduc în atenție se referă la modul în care sunt respectate principiile din Constituție cu privire la normele legale. Da, exemplu cu scoaterea mijloacelor de joc din localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori. A povestit mai devreme intervenția dinainte. Faptul că Constituția spune că legea dispune numai pentru viitor. În cazul modificării noastre a dispus cu începere de la data intrării în vigoare, adică operatorii de jocuri au vrut, n-au vrut, au trebuit să disloce mașinile de joc de acolo, creând două situații. Una în care mare parte din operatorii de jocuri s-au conformat și au scos mașinile de bunăvoie și cealaltă în care sunt operatori care nu s-au conformat, au fost sancționați de către Comitetul de Supraveghere al Oficiului, au mers în instanță și la momentul acesta sunt în stare de funcționare, având în vedere sentințele din instanță de suspendare a deciziilor oficiului, se află în stare de funcționare, probabil până la expirarea autorizațiilor. Vă mulțumesc!
Pot să vă răspund eu la cea de-a doua întrebare, nu știu exact cui ați adresat-o pe prima, dar cu privire la cea de-a doua întrebare aș vrea să punctez, pentru că este o afirmație pe care o am auzit-o foarte des și care nu este de fapt în acord cu deciziile pronunțate de instanțele judecătorești până acum. Legea nu a dispus aplicarea imediată a restricției în sensul în care a fost înțeles de Comitetul de Supraveghere. Ca urmare, aceste decizii de revocare a licențelor întemeiate pe nerespectarea dispozițiilor art. 15 alineatul 2 litera B indice 1 au fost suspendate deocamdată. Am foarte mare încredere că de fapt vor fi anulate de instanțele judecătorești, pentru că s-a procedat la aplicarea nelegală și cu nerespectarea principiului neretroactivității a unei dispoziții care de fapt constituie o condiție suplimentară de autorizare care trebuia verificată la momentul emiterii unei autorizații noi. Ori dacă operatorii au funcționat și continuă să funcționeze, pentru că aud foarte des că ne raportăm la piața neagră cu trimitere către operatorii care și-au câștigat dreptul de a funcționa în baza autorizațiilor valabile la acest moment, ca urmare a suspendării deciziilor de revocare. Nu aceasta e piața neagră. Aceasta este, de fapt, normalitatea. Pe baza unui proces perfect legal, aceste companii care au ales să conteste, să provoace, dacă vreți, oficiu în această chestiune, au avut câștig de cauză. Dacă instanța judecătorească ar fi spus că este o normă care se aplică imediat și trebuia obligatoriu aplicată tuturor autorizațiilor în vigoare, atunci în mod evident că nu ar fi existat niciun fel de alt remediu. Dar suntem în situația unei aparențe de nelegalitate în aplicarea acestei dispoziții legale. Ne place, nu ne place, ni se pare că s-ar fi rezolvat problemele industriei dacă scoatem din rural aceste aparate? Habar n-am. Dar situația juridică astăzi este aceasta. Deciziile au fost contestate, instanțele judecătorești cred că toate, dar că nu majoritare, au dispus în sensul pe care vi l-am arătat. Și atunci chiar nu înțeleg de ce ne raportăm, de ce definim piața neagră prin raportare la niște operatori care au dreptul legal de funcționare. Hai să căutăm piața neagră acolo unde ea este de fapt, unde nu există autorizații, unde nu există licențe, unde nu există drept de funcționare, nu unde s-a câștigat. Da, așa este. Ca să punem punctul pe i, reglementarea care a apărut se referă la o condiție nouă de autorizare, iar solicitarea din partea oficiului a fost închiderea activității în locațiile care aveau mai puțin de 15.000 de locuitori. Punctul pe i. Iar legat de întrebarea pe care a spus dumneavoastră că vedeți foarte multe locații prin militari și prin București, undeva trebuie să le ducă că le plătesc. Dacă îmi permiteți aici, aș vrea, pentru că foarte bine a punctat doamna avocat Luca, și nu cred că, adică e o greșeală să spunem că e piața neagră cu referire la niște operatori care și-au câștigat dreptul de a continua activitatea. Dar aș vrea să vorbesc un pic și din perspectiva situației care a generat această injustețe, pentru că în momentul de față este o injustețe puternică și este cel mai mare conflict care cred că a existat vreodată în industrie, generat de această situație, care, de fapt, este efectul lipsei unor norme tranzitorii. La momentul la care legea 107 a intrat în vigoare, pentru orice jurist era evident că nu are cum să se aplice autorizațiilor în curs și care există. Și chestiunea s-ar fi rezolvat de la natură prin simplu fapt că autorizațiile au un termen de 12 luni, care fiecare operator și-a autorizat în perioade diferite, deci cel mai norocos ar fi beneficiat de încă 11 luni, cel mai ghinionist de încă o lună. Dar am fi dispărut toți din aceste localități în maxim 11 luni. Din păcate, momentul la care a fost adoptată legea nu ne-a fost favorabil, și aici nu vorbesc de industrie, n-a fost favorabil dreptului.
pentru că a fost momentul alegerilor locale. Și a fost o presiune uriașă, astfel încât noi să ieșim din acele localități în acea săptămână. Și acum aș vrea să vă gândiți un pic și la societățile care nu și-au putut asuma acest risc, care este corect, juridic, orice avocat îți spune, mergi până la capăt. Dar există societăți care nu au fost dispuse să-și asume acest risc pentru că au în spate fonduri de investiții și nu pot risca o sancțiune a revocării licenței. Chiar dacă ulterior în instanță ar fi câștigat. Și atunci au fost de părere că cel mai safe ar fi, chiar dacă e injust, chiar dacă pare că este o încălcare a unor principii de drept, nu că pare, este o încălcare a unor principii de drept, au hotărât să iasă voluntar de acolo. Alții care, iarăși, n-au de ce să fie judecați și-au asumat acest risc și-au mers mai departe, au câștigat în instanță, au obținut suspendarea și astăzi pot opera în acele localități. Pe momentul de față, dacă mă întrebați, nu e de vină nici ăla care s-a dus să-și obțină dreptul, nu e de vină nici ăla care s-a retras, dar situația este injustă. E profund injustă. Este o situație injustă pentru că se creează o politică de neconcurență și efectul va fi dramatic pentru noi ca industrie, pentru că toți ne ducem în orașe. Acum încercăm să ne relocăm în oraș. Ori efectul ăsta care a generat foarte mulți bani pentru unii care au rămas pe o piață unde înainte se împărțea cota, le oferă posibilitatea să se relocheze în aceste orașe și atunci percepția care va fi, și mie de asta mi-este teamă, că undeva într-un orizont de timp relativ recent, parlamentarul care se va plimba pe Iuliu Maniu nu va vedea o locație lângă o locație și va vedea locație peste locație. Și cumva asta va veni iarăși împotriva noastră. Deci iată cum o intenție bună, și anume a rezolva o problemă juridică nediscutată cu industria, cu specialiștii, că nu suntem noi specialiștii, cu specialiștii, poate să genereze de fapt o altă problemă. Și tot noi vom fi arătați cu degetul, pentru că vom fi iarăși prea vizibili în localitățile peste 15.000. Și cumva aici aș vrea să ajung la soluții, ca să nu rămânem într-o zonă a fatalismului. Soluțiile pe care noi le vedem sunt deja în lege. În primul rând, mărirea capacității de control a oficiului. Oficiul este subdimensionat. Asta poate să vă spună domnul președinte. Sunt operatori care n-au avut un control de luni de zile. Iar asta nu este în regulă. Și asta vine și dintr-un număr redus de al personalului în zona de control. Poate gândim o reformă în direcția asta, pentru că noi vrem să avem o industrie controlată. E interesul nostru, comercial, să fie o industrie corectă. Apoi, o altă soluție o reprezintă partea de educație, partea de studii. Partea de educație și partea de studii, să știți că prin ordonanța 82, ok, ne plângem noi că ne-au mărit taxa pentru joc responsabil, dar în realitate noi ne plângem din alt motiv. Nouă ne e frică că această taxă nu va fi folosită pentru scopul care este destinat. Pentru că noi am mai avut o astfel de taxă, taxa de viciu, care din 2014, greșesc, 2014, până astăzi statul român a încasat pe taxe de viciu aproximativ 200 de milioane de euro. Bani care trebuiau, dacă vă uitați în fundamentarea actului normativ, începe spunând că nu e o taxă, ci că de fapt sunt niște bani pe care statul urmează să-i folosească pentru combaterea acestui fenomen. Ăia sunt bani pe care statul, evident, nu o să-i mai folosească în direcția asta și de-aia a apărut noua taxă, taxa pentru joc responsabil, care în momentul de față, în acest an, s-au strâns 50 de milioane de euro. 70% se duc deja la bugetul de stat și statul ar trebui să facă ceva cu banii respectivi, ori diferența a rămas în conturile oficiului și sperăm din suflet ca oficiul să reușească să genereze ceva cu acei bani și nu este interesul nostru. Noi nu vrem să știm ce se face efectiv cu acei bani. Nu vrem nici măcar să sugerăm ce se facă cu banii aia. Să se facă ceva. Cred că banii pentru studii și banii pentru soluțiile obiective care să ne fie după aia oferite și să discutăm pe seama lor, pot fi fix ca sursă de finanțare în acești bani.
Altfel, riscul este că acești bani să ajungă iarăși la bugetul de stat, să nu se facă nimic și să fim arătați cu degetul. Nu zic că nu avem nicio vină, dar cumva este aici și o chestiune care trebuie discutată și trebuie arătată. Și sperăm din suflet ca oficiul să facă cu banii respective acele studii pe care domnul senator mă bucur că le-a menționat și pe care noi le dorim, dar e foarte important ca noi să nu avem o legătură cu acele studii, pentru că altfel vom fi acuzați că am periclitat rezultatul studiilor. Și cred că e cel mai sănătos așa. Da, doamna Luca vrea să completeze ceva și după aceea domnul președinte va răspunde la ambele. Eu voi fi foarte scurtă. Practic poate fi concluzia mea astăzi. Ai menționat la începutul acestei prezentări că, din păcate, contextul nu a fost favorabil aplicării legii. Eu am pretenția și sper ca toți din această cameră să avem același deziderat, ca indiferent dacă este sau nu este favorabil, cadrul legal să se aplice. Pentru că dacă trebuie să analizez în afara actului legal, dacă e bine să-l aplic, e bine să contest, e bine să formulez vreun memoriu, oare ar fi potrivit să fac vreo plângere prealabilă, oare este în regulă să mă duc să-mi apăr drepturile, atunci scopul și rolul acestei întâlniri este zero. Nu poate fi atins. Eu am pretenția, în numele clienților mei, ca legea să fie aplicată nediscriminatoriu, de fiecare dată, fără nicio excepție și cu bună credință, evident. Că nu ajungem acolo în 90% dintre cazuri, îmi dă voie să am reacția de a lupta pentru aceste drepturi, indiferent de contextul politic. Pot să înțeleg discuțiile pe care le avem. Pe de altă parte, nu am cum să accept că ar fi trebuit să ascult declarațiile politice care au fost într-adevăr de o agresivitate nemai întâlnită, aș spune, în acea săptămână, dar acele declarații politice nu pot să treacă peste textul normativ. Și atunci discuția se încheie pentru că... Corect, dar au fost niște revocări. Iar companiile mai mari au ales să nu riște acea revocare. Asta e, de fapt, problema. Acum eu nu sunt în măsură să le spun... A, nu, acolo este o chestiune de oportunitate, exact, pe care adică nu o discutăm. Adus, ziceam am doar ajuns în situația care o pus în balanță. Evident, ziceam doar de faptul că nu putem să analizăm din perspectiva unor declarații politice dacă aplicăm sau nu aplicăm legea sau cum aplicăm legea. Hai să ne limităm la ceea ce scrie în actul normativ. Sau ce înțelegem din el, de cele mai multe ori că... Asta... Domnul președinte, haide să ne... Da, vreau să fac referire la ce spunea Vlad mai devreme legat de acel fond care este constituit la nivelul oficiului. Avem în derulare niște proiecte, zic, destul de mari, ceea ce până în momentul actual nu s-a încercat să facă nimic cu aceste fonduri. Încercăm, am încheiat și niște protocoale cu asociații legat de jocul responsabil, dar avem în curs un proiect destul de mare în care să fie mediatizată și pe media și pe presă și pe toate canalele de distribuție legat de acest fenomen, care într-adevăr nu face bine și trebuie să avem un echilibru legat și de consumator, dar și de cel care produce acest produs. De aia și în Consiliul Consultativ am preferat să avem un echilibru în acest sens legat de operatorii care fac parte din acest Consiliu și un reprezentant din mediul privat care are o situație delicată și este părinte a unui dependent de jocuri de noroc, ceea ce poate... Înțeleg și operatorii în acest sens și motivele pentru care acest segment de oameni se plânge că este o problemă în sensul ăsta. Mulțumesc. Alte întrebări din sală? Mă numesc Olea Alexandru, sunt președintele Asociației APO ONGN și proprietarul unui lanț de jocuri, de lanț... Sălă de jocuri de noroc, Magnum se numesc.
Avem în prezent 750 de angajați. Voiam să completez ceea ce a spus Cătălin Nechifor de la MaxBet. Sunt anumite societăți care respectă legea, cum ar fi cei de la MaxBet, cum ar fi societatea pe care o patronez, cum ar fi SuperBet și mult mai multe societăți. Și sunt alte societăți de care amintea doamna Teodora Luca, care într-adevăr au câștigat suspendarea soluției revocării licenței pentru o perioadă de timp. Și dumneavoastră întrebați de ce îi acuză anumiți operatori că ei ar fi piața neagră a jocurilor de noroc. Nu îi acuzăm. Eu vă spun că societatea mea a închis 491 de mijloace de joc în 70 de puncte de lucru, a indisponibilizat 250 de oameni și nu este, adică nu îi tragem la răspundere pe ei că au contestat decizia Oficiului Național pentru Jocurile a Comitetului de Supraveghere. Doar vă spunem că din datorită acestui aspect a explodat piața neagră, pentru că ei nu exploatează doar acele mijloace de joc. Ei exploatează și mijloacele de joc care expiră, autorizațiile care expiră sau alte mijloace de joc care sunt alăturate. Adică dacă expiră două mijloace de joc, le țin în continuare sau pun alte mijloace de joc. Pot să vă răspund foarte vă rog scurt, după ce termin. Spuneți. Asta sunt două situații diferite, pentru că ceea ce v-am spus eu mai devreme este să nu punem semnul egal între operatorii care exploatează în baza unor autorizații valabile câștigate în instanță, iar ceea ce îmi spuneți dumneavoastră este o situație de infracțiune care trebuie cercetată separat. În măsura în care se va constata că există o faptă penală, se cercetează oficiul, discutăm despre o cu totul și cu totul altă paradigmă. Deci nu facem confuzie între ele. Eu n-am susținut în niciun moment faptul că ar trebui oferită nici nu știu cum să-i spun, că ar trebui să considerăm că aceste societăți n-ar fi niciodată în conflict cu legea. Eu vă spun pe cazul punctual pe care l-am detaliat că nu poate fi pus semn egal între... Bineînțeles, există prezumția de nevinovăție. Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră acum este cu totul și cu totul altă ipoteză. Și acolo trebuie intervenit, evident. Exact cum spunea Vlad Soare, anumite societăți nu au dorit să riște revocarea licenței și au retras mijloacele de joc. Autoritatea de control, în special ONGN, au spus să oprim a doua zi. Nici eu nu sunt de acord cu această măsură, dar nu este de vină Oficiul Național pentru Jocuri. Este de vină Guvernul României, Parlamentul, nu ei au schimbat legea. Eu aș vrea să vă mai întreb încă un lucru. Ce facem cu societățile care au cifre de afaceri impresionante, profit inexistent, funcționează sub un anumit brand, după un an, doi, nu mai funcționează aceeași societate, nu mai are societatea care funcționează sub același brand, își schimbă acționariatul și administratorul, dar funcționează sub același brand, beneficiind de imaginea brandului respectiv, ba mai mult face acest lucru în mod repetitiv, de câteva ori, ce facem cu aceste societăți? Nu ar fi normal ca orice organizator de jocuri să fie licențiat sub umbrela unui anumit brand. Adică funcționează, este licențiat pentru un anumit brand. Nu poate închide 10 societăți comerciale neplătind taxele la stat, intrând în insolvență, este o practică legală, și pur și simplu sfidând concurența, pentru că este o concurență neloială. Și știți foarte bine la ce entități, la ce branduri mă refer. Da, aveți dreptate. Noi confruntăm și noi cu, adică noi ne confruntăm cu situații de genul ăsta. Activitatea economică și-o pot schimba. Într-adevăr, noi am sesizat ANAF în sensul ăsta că își închid o societate și ulterior revin cu altă societate, schimbă un cuvânt în denumirea societății probabil.
nu ține strict de activitatea ONJ-ului. Obligația sau datoria noastră este de a-i, dacă corespund și își depun toate documentațiile legate de licențiere, să le acordăm această posibilitate. Aici intră în sfera Ministerului de Finanțe, ANAF-ului, în care să reglementăm într-un fel acest aspect, în care să nu mai poată beneficiarul de drept, în speță administratorul, să nu mai poată, dacă au fost într-o situație de genul ăsta, să nu mai poată fi administrat în altă societate. Nu vorbesc acum despre administrarea societății, pur și simplu despre beneficiarul real, care poate să fie o persoană fizică sau o persoană juridică. Să știți că articolul 25-26 din Codul de Procedură Fiscală exact pentru situația asta a fost. Că a ajuns unde a ajuns, că acum orice mamaie e luată de pe stradă, că trebuie să răspundă personal, e altceva, dar exact pentru cazul ăsta a fost redactat, când a fost el redactat în 2005. Eu văd întrebarea că e tot invers, cel puțin așa o simt eu, ca această proprietate intelectuală care e brandul să nu mai poată să fie transmisă. Eu așa văd întrebarea, nu? Problema este că, din punct de vedere așa constituțional, legal, să scoți din circuitul civil un bun, indiferent că e bun imaterial, cum e brandul acesta, este destul de complicat. Dar să legi de o autorizare, o singură autorizare, cu o singură entitate în spate, poate fi o idee interesantă. Nu. Asta dorește. Aia nu, că n-ai cum să scoți din circuitul civil, dar aici, articolul 20, de asta a fost gândit. Adică dacă ai transferat majoritatea activelor, majoritatea angajaților și brandul, ești același. Aici fac mai brandul. El e beneficiarul reclamelor, beneficiarul imaginii, brandul. Ei închid compania, o închid legal, fac altă companie și merg pe departe. Și brandul ăla e o valoare, care de fapt o să câștigă valoarea aia. Da. Exact, e o valoare, l-ai transmis plus altele răspunzi. Nu mai spun că acum vreo două luni veniseră cu propunerea de modificare a codului și iar umblaseră la articolele alea că l-au zăpăcit. Acum defineau reaua credință. Cum să definești, mă, reaua credință? N-ai mai pomenit în istoria dreptului de la romani încoace. Mai am o întrebare. Ordonanța 82 interzice asocierea în participațiune decât între interzice exploatarea jocurilor de noroc în afara organizatorilor de jocuri licențiați clasa 1 și lasă posibilitatea contractelor de asociere în participațiune să fie derulate doar între operatori licențiați clasa 1. În momentul de față nu s-au schimbat foarte mult lucrurile în România. În continuare funcționează anumite societăți prin contracte de asociere în participațiune mascată, prin chirie variabilă. Prin asta, statul român pierde taxa pe valoare adăugată, pentru că chiriile conform codului fiscal sunt scutite de această taxă. Și voiam să vă întreb ce am putea face în acest sens. Știu, acum nu vreau să mă exprim că nu cunosc, să nu stăpânesc foarte bine partea de chirie variabilă, dar din câte știu este practicată de către mall-uri în general, cu societățile care le oferă acest spațiu. Da, posibil ca statul să piardă în felul ăsta, că altfel nu-și declară. Doar pentru activitatea de jocuri de noroc, nu pentru altă activitate. Pentru activitatea de jocuri de noroc. Atunci care mai este scopul interzicerii exploatării jocurilor de noroc decât de organizatorii licențiați sau având un contract de asociere în participațiune între ei, între operatorii licențiați clasa 1? Haideți să vă spun pe românește, dacă nu înțelegeți. Nea Vasile din Colț are un bar pe care îl închiriază, îl exploatează. A închiriat spațiu, își desfășoară activitatea de bar, mai nou nu poate vinde băuturi alcoolice, face un contract de asociere în participațiune cu un organizator de jocuri, fie el licențiat pentru activitatea de pariuri sportive, fie pentru activitatea de slot machine.
folosind această chirie variabilă. El închiriază spațiul și îl subînchiriază către organizatorul de jocuri. Și dacă în loc de Nea Vasile de la bar este Molu? Se contează, nu are voie. Nimeni. Adică tot Nea Vasile de la bar e și Molu. Okay să fie chiria nu, variabilă? Nu, nicăieri. Nicăieri. Doar voiam să vă subliniez că statul a vrut ca jocurile de noroc să dispară din toate bodegile din România, dar n-au dispărut. Sunt tot acolo. Atâta vreme cât operațiunea juridică este permisă, eu nu văd cum am putea să... Adică nu știu ce intervenție ar trebui să... Nu este legală, asta vă spun, pentru că se fentează plata... Este prevăzută de codul civil. Nu pentru jocurile de noroc. Există o interdicție? Nu știu. Dacă există o interdicție pentru jocurile de noroc, să încheie contracte de închiriere cu chirie variabilă, recunosc că... Contractele care maschează o asociere în participațiune înseamnă o categorie, iar contractul, actul juridic care înseamnă închirierea unui spațiu comercial cu chirie variabilă, deja intrăm într-un alt segment. Putem dezbate acest subiect în noul Consiliu Consultativ din noiembrie, din 5 noiembrie. Haideți, avem o întrebare acolo. Mulțumesc. Pentru domnul senator, să vorbim despre vizibilitatea de exces și pentru faptul că acum Parlament cred că chiar toate partide parlamentare au depus inițiative pe care vor să blocheze complet publicitatea, dacă în noul Parlament, dumnealui, va susține o desfrângere sau o interzicere a publicității. Asta e întrebare capcană, vreți să știți dacă mă votați sau nu, sau cum, ce să înțeleg? Păi deocamdată suntem în pragul alegerilor, voi vedea dacă maramureșenii mei dragi mă vor vota și mă vor trimite înapoi în Senat. Vom avea o discuție serioasă. Sunt absolut pregătit, am discutat și cu Vlad, am discutat cu mai mulți oameni. Sunt absolut pregătit să reluăm această procedură de legiferare de la zero și să începem cu acel studiu, pentru că pe mine mă interesează mecanismul psihologic care este determinant pentru jucători. Iar mecanismul ăsta, adică reclama, ce trebuie să conțină, sau dacă conține anumite elemente care intră în subconștientul omului, îl aduce la joc, care e jocul ăsta cu mintea omului, dacă îl pot combate, îl pot limita, atunci un studiu psihologic mă va ajuta foarte mult, un studiu sociologic de asemenea, deci o analiză mai complexă. Eu zic că în ianuarie deja vom putea să gândim o strategie, toți împreună din această sală, să încercăm să remediem ceea ce este greșit și să venim cu idei bune. Ca principiu, eu voi fi, așa cum sunt împotriva reclamei la tutun și am fost întotdeauna, la fel voi fi și pe partea de jocuri. Deci eu mi-asum, chiar dacă intru într-o dispută cu industria, mi-asum acest lucru. Pentru că nu cred că trebuie să-ți faci reclamă la o industrie care e atât de bine cunoscută. Deci este de notorietate că este bine cunoscută. Vom vedea exact efectele. Mai avem o întrebare din sală. Cum armonizăm intențiile cadrului legislativ cu realitatea limitelor ONG? Deci, domnul președinte, domnul senator, cum armonizăm legislația cu cadrul legislativ cu limitele oficiului? Tot prin dezbateri, consider că inițiativa de astăzi a fost una bună, foarte bună, în sensul de a vedea toate problemele care există în piață, categoric sunt și vor fi și în continuare, atâta timp cât nu reușim să ne așezăm la aceeași masă operatorii, instituții publice, comisii în care se dezbat aceste modificări. Este important și cred că lucrurile simple și pe înțelesul tuturor sunt foarte clare și pentru industrie. Dacă se stabilesc niște linii directoare clare, fără a fi interpretate,
cu siguranță lucrurile vor merge spre normalitate. Cred totodată că și inclusiv operatorii, și mari și mici, au un interes de a fi într-o piață reglementată, corectă, în care să-și plătească taxele aferente și jucătorii totodată să fie protejați de acest de stat și de acest fenomen. Domnul senator, e adevărat că e întrebare puțin ironică, dat fiind că ne-a spus la începutul intervenției că nici măcar n-a fost consultat. Deci cum armonizăm cadrul? N-am fost consultat, dar știam. Știți de ce e vorba, da. Nu contează. Era bine să fii... Vorbesc ca atitudine, ca modalitate de legiferare. Acum revin la această problemă a timpilor. Deci dacă discutăm de o consultare prealabilă elaborării actului de inițiere a demersului activ, este un tip de consultare. Practic noi ceea ce acum e o consultare deja. E o comunicare, e o consultare între diferite opinii și strângem un material. Chintesența acestor discuții este faptul că vom avea un document programatic care poate să stea la baza creonării unui cadru legal. Bun. Eu zic că va trebui determinată această consultare și prealabilă, dar oricum ea este obligatorie și după depunerea inițiativei legislative. Și măsura asta de colaborare între Parlament și structura executivă care se ocupă este clar necesară, pentru că dumneavoastră știu din teritoriu, din teren, din activitatea cotidiană, uzuală, ce anume, care sunt problemele cu care se identifică și cu ce anume poate ajuta legislativ. Dar și consultarea între juriști, de exemplu, este foarte importantă. Vedeți că majoritatea problemelor care apar în legile astea sunt probleme juridice. Știu, dar credeți că îi puteți pune pe toți la masă și să faceți un cadru legislativ? Se poate face. Am mai reușit. Care să fie de înțeles și pentru opinii. Am reușit și în alte cazuri. Reușim. Doar trebuie să fie o colaborare între structurile parlamentare și cele executive. Eu n-am avut probleme pe orice domeniu. Când am cerut sprijin de la executiv, mi-a fost acordat. Și cred că și în viitor acest lucru se va putea realiza. Indiferent că voi fi eu sau va fi domnul președinte sau nu vom fi noi, cimitirile pline de indispensabili, vor fi alții care trebuie să înțeleagă chestia asta și să o ducă mai departe. Asta este o memorie instituțională, ceea ce facem noi aici, va rămâne ca și discuție. Credeți? Eu zic că da. De obicei cum se schimbă șeful instituției, se schimbă și nu, adevăr, nu. Viziunea și memoria. Memoria. Pentru că sunt acolo secretari, sunt consultanți, sunt juriști, sunt economiști, sunt oameni care însușesc elementele astea și eu cred că deja dezbaterea la nivelul României pe această temă este la un nivel extrem de ridicat. Adică cred că toată lumea și Maricica din Cucuieți știe deja de problema păcănelor. Toată lumea știe. Așa că numai trebuie să preluăm ideile, ceea ce e bun, v-am spus, obiectivele, ce anume dorim și să vedem cum le implementăm. E simplu, nu e așa de complicat. Bine, întrebări din sală, dacă se poate mai punctuale, mai orice aplicate, nu să vă plângeți, de ce că se transmite și online și oamenii așteaptă răspunsuri. Da, o întrebare, dacă se poate, Ovidiu Iosif reprezintă Asociația Joc Responsabil. Aș vrea să continui puțin discuția despre fondul, despre care s-a colectat pentru joc responsabil. Sincer să fiu, și vă dau așa comparativ ca dimensiune, la oficiu s-au colectat cam de 100 de ori mai mult decât cheltuim noi ca asociație, fiind singura asociație care realizează programe în zona aceasta. Comparativ cu Marea Britanie, GameCare-ul are un buget cam de 23 de milioane de lire. Probabil, țin cont de dimensiunea țării, echivalent cu ce există și la ONG. Să cheltuiești banii aceștia, nu cred că este foarte ușor dacă vrei să cheltuiești profesionist. Eu mă așteptam în momentul când am auzit de aceste sume enorme să fie o avalanșă de solicitări și noi să ne confruntăm cu o competiție acerbă din partea altor ONG-uri, altor entități pentru aceste fonduri. Nu este cazul. Ne puteți spune dacă sunt solicitări pentru a fi utilizați acești bani pentru programe foarte inteligente? Și dacă nu există așa ceva, dacă nu cumva ar trebui ca o direcție strategică a oficiului să fie în direcția creierii acestui ecosistem, să aveți niște parteneri de lungă perioadă care trebuie poate crescuți, care pot să vină să contribuie la efectuarea acestor programe, pentru că ONG-ul, cu tot entuziasmul colegilor de la Joc Responsabil și cunoaștem cât se zbat, nu au ei nu vor putea rula programe de sumele de care s-au discutat. Noi,
cu 4 ani de experiență de când am, eu nu cred că aș putea să scaleze organizația de mai mult de 4-5 ori, dar aminte de 100 de ori. Deci este clar că trebuie cumva un ecosistem creat și dacă el nu se creează singur, cineva trebuie să-și asume cumva strategic această obligație, ca să spun. Da, domnule Iosif, acum, dumneavoastră știți că ați participat și la o grămadă de întâlniri legat de aspectul ăsta în ultima perioadă, în care încercăm să facem ceva în sensul bun al lucrurilor, să reușim să cheltuim banii respectiv, pentru că pentru acest aspect sunt colectați și sunt plătiți de către toți operatorii. Și pe bună dreptate, fiecare operator care contribuie la această taxă are pretenția de a se face ceva cu ea. Avem în, ca și resursă umană, nu stăm foarte bine legat de oameni specialiști în domeniul ăsta. De aia am și invitat, și nu dumneavoastră, n-ați fost singurul care i-am invitat la dialog, și să ne ajutați în sensul ăsta de a găsi și a face proiecte viabile, în care să aibă un impact. Că nu o să le facem doar de dragul de a le face, să cheltuim banii respectiv și să nu fie un rezultat optim. Încerc. Este, credeți-mă că este fiecare pas care îl facem, am sentimentul că în sistemul public e greu. Orice sarcină în plus e un disconfort creat pentru funcționarii respectivi. Și mi-am dorit ca acest compartiment SPJR-ul, cum se numește el, se ocupe strict de segmentul ăsta. De aia directorul de cabinet l-am însărcinat strict pe partea asta de joc responsabil să caute, să găsească proiecte, să aducă asociațiile, discuțiile care le-au purtat cu dumneavoastră, în a găsi modalități de a demara aceste proiecte. Cât ține de mine, dau tot concursul în sensul de a face ceva legat de acești bani și de a-i cheltui și a fi eficienți în așa fel încât să aibă impact asupra tuturor jucătorilor care au o problemă în sensul ăsta. Noastră și colegii, mă întrebam dacă din partea societății există entități care își doresc să facă programe de calitate, au expertiză și vin și vă solicită. Da, da. Asta e un lucru încurajat. Am avut discuții cu câteva entități care au niște programe foarte interesante legat de acest aspect. Mulțumesc. Aș vrea să-l întreb pe Vlad Soare, că tot am vorbit și cu toții suntem de acord că interdicțiile duc la explozia pieței negre. Ce înseamnă în viziunea lui o reglementare bună, care să nu ducă la explozia pieței negre, dar să satisfacă cât mai mulți din actorii implicați? Da. Nu cred că ar trebui să fim noi în măsură să spunem exact ce înseamnă o reglementare bună, pentru că ar fi un răspuns subiectiv, pentru că evident are o componentă subiectivă, pentru că noi urmărim în principal obținerea profitului. Asta este scop constituțional al unui operator economic. Dar ce pot să spun este că există mai multe grade de reglementare. Există gradul cel mai prost al unei reglementări proaste. Situația în care este necesar ca Parlamentul să intervină și să înăsprească reglementarea și să o facă mai bună. Apoi avem gradul mai puțin rău al unei reglementări decente, în care lucrurile încep să funcționeze, dar în continuare există operatori, în cazul nostru, care ar putea fenta legea pentru că nu e suficient de bună. Și atunci, iarăși, e bine ca legiuitorul să intervină. Există cazul ăla ideal, pe care ni-l dorim cu toții, al unei reglementări bune, în care statul găsește un echilibru între ceea ce trebuie să facă cei care sunt destinatarii normelor și interesul pe care îl are statul cu privire la domeniul respectiv.
După acest moment există gradul de suprareglementare. Iar eu cred că suntem aici, în momentul de față, în acest grad de suprareglementare. Motivele sunt multe și nu pot să le dau într-un singur răspuns. Problema este ce urmează după. Tentația în momentul în care ajungi la suprareglementare și lucrurile pare că nu funcționează, deși ar trebui să funcționeze, este ca următorul prag să fie interdicția. Ori ăsta este un nonsens. După suprareglementare, niciodată nu trebuie să vină interdicție. Interdicția vine când nu ai reglementare. Nu, da, când ai suprareglementare. Vine de reglementare, în general. Ori noi suntem momentan în această logică păguboasă. Și cred că și noi am făcut ceva greșit de nu reușim să convingem legiuitorul că soluția nu este interdicția. Mă bucură enorm de mult faptul că observ că există anumiți oameni politici care își asumă o direcție, chiar dacă este în dezacord cu noi. Ați văzut, avem clar opinii care uneori sunt în dezacord, dar pe chestiunea asta suntem în acord că soluția nu este o interdicție. Prin urmare, nu pot decât să sper ca într-un orizont de timp destul de mic, poate în primăvară, vom avea ocazia și contextul să ne așezăm la masă, având la bază și niște studii și având și niște soluții propuse de specialiști și să analizăm ce își dorește statul român de la noi și cum putem noi să ajungem să atingem aceste așteptări pe care statul român le are. În fond, noi nu vrem decât o piață responsabilă și predictibilă. Ăsta cred că este interesul nostru. Și atunci asta ar fi o lege bună, cred eu. Mulțumim, Vlad Soare. Aș vrea să închid cu o ultimă întrebare și după aceea să vă invit la o cafea unde putem discuta și mai relaxat. Aș vrea să o întreb pe doamna avocată Adelanuță. Jucătorii care solicită autoexcludere au dreptul prost de GDPR, inclusiv dreptul de acces la datele lor, rectificarea acestora sau chiar ștergerea. Cum ar trebui gestionat aceste cereri, având în vedere că OUG 77/2009 impune restricții asupra accesului jucătorilor autoexcluși la activitatea de joc de la momentul excluderii? Este foarte bine că ați punctat acest aspect, pentru că în practica noastră am întâlnit adeseori cereri de ștergere a datelor cu caracter personal venite din partea unor jucători care deja erau autoexcluși și s-a pus problema dacă și în ce condiții putem să dăm curs exercitării acestui drept, care este un drept prevăzut pentru persoanele vizate în conformitate cu regulamentul de protecție a datelor, în conformitate cu GDPR. Acest drept de ștergere nu trebuie văzut ca un drept absolut care este oferit persoanei vizate și în contextul în care ne confruntăm cu astfel de cerere de ștergere a datelor din partea unui jucător autoexclus, bineînțeles că vom analiza în concret și îi vom oferi soluția în sensul în care nu îi vom putea da curs acestei cereri atâta timp cât eu, ca și operator de jocuri de noroc, am obligația de a stoca aceste date pentru un anumit termen legal. În ceea ce privește restul cererilor, dacă ne referim aici la cereri de acces la date sau de cereri de rectificare a datelor, bineînțeles, inclusiv pe perioada autoexcluderii, jucătorii pot beneficia de aceste drepturi din perspectiva protecției datelor, respectiv pot solicita operatorului să-i ofere acces la datele cu caracter personal, respectiv să-i spună ce date prelucrează despre el și în ce condiții le prelucrează și, mai mult de atât, să-i le și rectifice în cazul în care datele respective au suferit diverse modificări. Prin urmare, exercitarea drepturilor prevăzute de regulamentul de protecție a datelor în contextul autoexcluderii este posibilă și ea trebuie respectată de către operatorii de jocuri de noroc în calitate de operator de date, cu respectarea termenului de răspuns către aceste persoane vizate, către jucători, de maxim 30 de zile. Mulțumim!